În cadrul celui de-al doilea panel, sentimentul meu este că încă mai era spațiu de întrebări și de intervenții în legătură cu ceea ce s-a întâmplat înainte de pauza de cafea, dar am mers pe ideea că o cafea la 4:30 după amiază e preferabilă unei aluate la 7 sau la 7:30, cel puțin într-o opinie. Destul de, totuși, de, nici nu știu dacă e așa, pentru discuție frumos, dar din punct de vedere, din perspectiva practicianului, e un pic, dacă nu deprimant, cel puțin să te pună pe gânduri că pe o temă atât de clasică și chiar subiectele abordate înainte de pauză, pe probleme care nu au apărut ieri alaltăieri, există încă multă patimă și mult interes și culmea, asta în timp ce, după cum ați văzut, Ministrul Justiției și-a anunțat intenția de a începe un proces de evaluare și subsecvent evaluării de modificare, de amendare a noilor coduri. Probabil accentul punându-se pe codul de procedură penală, care este mult mai dinamic, nu e neapărat meritul lui, poate mai ales meritul Curții Constituționale. Dar intenția vizează toate codurile și probabil ați și auzit, ați văzut, eu vă pot confirma, dar nu numai eu, au fost trimise deja adrese cât se poate de formale, formale în sensul bun al termenului, adrese oficiale, către diferite instituții, facultăți, instanțe, cred, cu invitația de a face propuneri de modificare acolo unde se impun asemenea modificări. Noi, înainte de, cu alte cuvinte, e adevărat, codul de procedură civilă, practic, de vreo câteva luni nu s-a mai modificat. Nu? Practic, discuția noastră înainte de pauză poate fi gândită într-o cheie destul de dinamică, pentru că e o discuție care a validat, apropo de validarea de poprire, câteva puncte nevralgice ale noului cod de procedură civilă, chit că noul cod în privința lor, parțial cel puțin, n-are decât meritul de a le fi păstrat pe cele ale codului vechi. Și ar fi de dorit, nedorindu-și nimeni să modifice foarte mult din codurile pe care de-abia că sunt noi și ni se pare că sunt vechi, problema reglementării efectelor suspendării executării sirite asupra popririi unor creanțe cu scadență succesivă, sigur, inclusiv pe bancar, dar cum s-a spus foarte bine înainte de pauză, nu e vorba numai de raporturile bancare, doar că în materie bancară asta se întâmplă mai des, este o chestiune de reglementat. Adică asta ar fi chiar o problemă pentru care nu s-ar pierde timpul dacă s-ar aloca texte. Partea a doua problemă este cum ar trebui reglementat și aici sigur sunt cele două teze, teza care privilegiază raportul între debitor și bancă, teza care privilegiază creditorul popritor. Asta e deja o chestiune de opțiune în ghilimele politică, nu știu că sigur are legătură cu un partid politic, ci e o chestiune de evaluare. Dar cel mai rău este să, pentru că asta e percepția comună, să nu ai un text care să se indice într-o manieră foarte univocă, mă rog, care pe care. Ce facem cu chiriile scadente ulterior soluției judiciare de suspendare a executării? Cât privește partea cu poprirea pe conturile de trezorerie, sigur, formal ea nu ține cod de procedură civilă, problema acum și domnul judecător a susținut-o și o știți foarte bine, nu este legată de mecanismul codului de procedură civilă care intră în sfera de aplicare a preocupării Ministrului Justiției, ci este dată de niște acte normative mult mai tari, mult mai puternice, din alea de care nu te poți atinge, gen ordin ANAF. Și în momentul în care discutăm de la ordin ANAF, discuția nu mă interesează codul de procedură civilă. Așa sunt lucrurile și bifând această prima necesitate de reglementare, de lege ferenda, trecem la partea a doua a conferinței noastre și o să dau cuvântul mai întâi doamnei judecător Roxana Stanciu, judecător la Tribunalul București. Iarăși nu sunt necesare prea multe prezentări, vă spuneam că ați văzut și lista vorbitorilor. Punctul comun al tuturor vorbitorilor este că sunt practicieni înrăiți în sensul bun al termenului, uintre însă având certe și nu de azi de ieri preocupări doctrinare. Doamna judecător Roxana Stanciu și-a ales două teme, iarăși, foarte centrate. Una a fost deja evocată, dar acum va fi perspectiva instanței, chiar așa se cheamă prima intervenție, efectul indispozibilizator al popririi văzut din perspectiva instanței executare. Cea de-a doua temă, care pune problema din nou a unei executări doar prin poprire, dacă ea se pretează la conexare sau intervenție. Doamna judecător, aveți cuvântul.
Mulțumesc. După cum s-a putut și observa din tematica anunțată, mi-am asumat de la bun început, poate nu chiar ingrata sarcină, de a vă expune cumva toate elementele deja discutate în primul panel, dar din perspectiva instanței. De ce este ingrat? Pentru că nu vă ascunde la bun început faptul că este limpede pentru mine ca judecător și ca frecvent participant la aceste întâlniri cu dumneavoastră, că instanțelor de regulă le scapă atunci când judecă și le scapă în mod involuntar multe chestiuni de finețe, dacă vreți, nu neapărat din punct de vedere juridic, ci mai degrabă de fapt și care țin de raporturile de fapt dintre părți, și poate că este scuzabil, poate că este chiar mai bine să se întâmple așa, pentru că instanțele sunt chemate în definitiv să aplice legea. Este drept prin raportare la elementele de fapt pe care le pun la dispoziție părțile, însă primul lucru pe care trebuie să-l facă instanța este în realitate să citească legea. Și pornind de la acest lucru, mi-am dat seama de curând într-o discuție cu niște colegi într-un dosar ce-i drept mai vechi, cât de volatil este acest concept de indisponibilizare pe care legea îl tratează cu aerul unei foarte depline clarități, dacă vreți. Atât în vechiul cod de procedură civilă și cu atât mai mult în actualul cod de procedură civilă. Și discuțiile noastre au pornit într-un dosar pe vechiul cod de procedură civilă, în care se formula contestație la executare de către debitor, care invoca perimarea executării silite, repet, pe vechea reglementare, tot ce avea însă în dosarul de executare erau niște adrese de înființare a popririi emise de executor, comunicate, la care executorul nu primise răspuns, la niciuna dintre ele. Executorul, din vari motive, lasă timpul să treacă și nu se adresează cu alte solicitări terților popriți, nici nu demarează alte forme de executare silită și iată că trec ușurel-ușurel 6 luni de zile. Și atunci problema pe care, dilema în fața căreia s-a aflat instanța a fost următoarea. Bun, pe vechiul cod știm că executarea silită prin poprire nu poate intra sub auspiciile perimării. De ce? Pentru că așa s-a dat în mod tradițional, cel puțin în ultimii 10 ani, cred eu, sub vechiul cod de procedură civilă, interpretarea textelor legale. Interpretare nu supusă, de fapt, unor aprige discuții doctrinare și nu numai. Pornind de la această ipoteză că perimarea nu poate opera atunci când avem o executare silită prin poprire pe vechiul cod de procedură civilă, întrebarea a fost bună, dar avem o executare silită prin poprire. Simplul fapt că executorul emite și comunică o adresă de înființare a popririi înseamnă de fapt că avem o executare silită prin poprire? Dacă răspunsul este că da, atunci, în mod evident, perimarea nu putea opera. Dacă răspunsul este că nu, și aș fi înclinată să spun că nu, pentru că efectul indisponibilizator nu se produce în orb sau la modul general, ci se produce raportat la realitatea faptică în cadrul căreia se emite această adresă de înființare a popririi, atunci replica următoare este: în cazul ăsta nu avem executare silită, deci nu avea ce să se perime. Ei, pornind de la această discuție, într-adevăr este foarte, foarte mult de discutat cu privire la ce înseamnă indisponibilizarea operată ca efect al popririi. Prima întrebare logică ar fi: de când operează această indisponibilizare? 784 aliniatul 1, în prima sa teză, pare destul de limpede. Din momentul comunicării adresei de înființare a popririi către terțul poprit, sunt indisponibilizate toate sumele și bunurile poprite. Aici intervine, dacă vreți, o distinție legată de natura raportului juridic dintre debitor și terțul poprit. Pentru că am auzit mai devreme discuțiile legate de dificultățile generate în mediul bancar de executarea silită prin poprire. Din perspectiva instanței, indisponibilizarea ca efect al popririi în ceea ce privește instituțiile bancare operează
la un mod ideatic din momentul comunicării adresei de înființare a popririi. Însă, în concret, efectul indisponibilizator este dat de operațiunea pe care unitatea bancară respectivă o efectuează în concret asupra conturilor clientului, astfel încât din acestea să nu poată fi extrase sume de bani sau să nu se poată realiza operațiuni asupra respectivelor sume de bani. Prin urmare, din perspectiva instanței, nu este suficient ca executorul să emită și să comunice adresa de înființare a popririi. Mă interesează și verific în cadrul procedurii ulterioare de validare a popririi sau în cadrul unei contestații la executare și ce răspuns primește executorul de la fiecare instituție bancară căreia îi adresează această solicitare de înființare a popririi sau această somație, dacă vreți, de înființare a popririi. Asta ține, dacă vreți, în principal de caracterul oficial și de principiul legalității în materie executării silite. Da, efectul indisponibilizator se produce din chiar momentul comunicării adresei, însă, în fapt, el se concretizează prin operațiunea prin care unitatea bancară face indisponibile sumele de bani din contul respectiv. Acesta ar fi, de fapt, și răspunsul la întrebarea de mai devreme ce se întâmplă într-o validare de poprire dacă unitatea bancară are cont, constată că există un cont deschis de debitor la aceasta și are disponibil în cont zero. Dacă comunică executorului judecătoresc faptul că nu există disponibil în cont, dar a efectuat operațiunea de indisponibilizare a contului, în sensul că toate sumele ulterioare intrate în acel cont nu vor mai putea fi retrase, liberate sau făcute orice alte operațiuni cu ele la dispoziția debitorului sau altor persoane, atunci, din punctul meu de vedere, nu ar exista o culpă din partea instituției bancare care să-i atragă riscul validării de poprire, admiterii unei cereri de validare a popririi. Dacă, în schimb, instituția bancară verifică, constată că există un cont, este disponibil zero, eventual nici nu a existat vreun rulaj pe acel cont vreodată, sau verifică, constată că nu există un cont, dar nu notifică cu privire la acest aspect executorul judecătoresc, atunci strămutăm toată discuția cu privire la operațiunea de indisponibilizare asupra noțiunii de culpă a terțului poprit, care devine foarte importantă în procedura de validare a popririi. Și da, există aceste discuții în permanență și, cel puțin din câte știu eu, în practica instanțelor judecătorești este, dacă vreți, de drept comun această interpretare, în sensul că instituția validării popririi nu reprezintă o simplă verificare a existenței raporturilor juridice dintre terțul poprit și debitor, ci mai implică și verificarea incidenței unei culpe din partea terțului poprit în ceea ce privește nerespectarea obligațiilor. Nu ar trebui să fie o problemă în acest sens, pentru că, în definitiv, 790, aliniatul 1, ne spune: dacă terțul poprit nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, se poate sesiza instanța de executare în vederea validării popririi. Dar care sunt aceste obligații? La fel, ar trebui să fie destul de simplu. 787, aliniatul 1, punctele 1 și 2, spun destul de clar ce are de făcut terțul poprit în situația în care primește o adresă de înființare a popririi. Ce lipsește cu desăvârșire din acest text și eu una resimt această omisiune ca pe una foarte importantă, este un al treilea punct care se impună terțului poprit să comunice de îndată executorului situația de fapt în care se găsește cu privire la această adresă de înființare a popririi. Dacă există cont, dacă există debit, dacă există raport juridic, ce disponibil este în cont, care este situația sumelor din cont, dacă ele sunt afectate unor operațiuni anterioare, pentru că și aceasta este o discuție importantă. S-a spus mai devreme că ar exista dispoziția articolului 660, care ar soluționa cumva problema, în sensul că dacă executorul în adresa de înființare a popririi îi pune în vedere terțului poprit să-i dea toate informațiile necesare,
implicit aceasta ar fi calea prin care am putea introduce practic o a treia condiție de o a treia obligație a terțului poprit. Mie nu mi se pare că poate fi sancționată atât de ușor lipsa de răspuns pe tărâmul articolului 660, pentru simplul motiv că articolul 660 este un text de principiu. Este un text de principiu care, dacă vreți, sau cel puțin eu una, așa l-am citit întotdeauna, premerge măsurilor de executare silită. Este situat prin ipoteză într-o plajă temporală anterioară actelor de executare. Dacă vreți, o fază preparatorie executării silite, în care executorul încearcă să identifice bunurile urmăribile și limita în care ele pot fi urmărite. Repet, nu cred că 660 rezolvă problema. Din nou, dacă totuși executorul solicită aceste informații, iar terțul poprit nu îi le oferă, într-adevăr, această conduită va putea fi sancționată pe tărâmul validării de poprire. Însă, din nou, în absența unui text, dacă vreți, este o construcție jurisprudențială pe care o facem în continuare și sub auspiciile noului Cod de Procedură Civilă, în lipsa unui text care să reglementeze o astfel de obligație în ceea ce îl privește pe terțul poprit. În ceea ce privește obligațiile pe care terțul poprit le are după momentul la care primește adresa de înființare a popririi și pune în practică efectul indisponibilizator al popririi, la fel ar trebui să fie destul de simplu. Avem 784 aliniatul 1, teza finală, care spune: de la indisponibilizare și până la achitarea integrală a obligațiilor prevăzute în titlu, deci fără alte amendamente, de la indisponibilizare până la achitare, inclusiv pe perioada suspendării, la aceasta vom reveni, terțul nu va face nicio altă plată sau altă operațiune care ar putea diminua bunurile indisponibilizate dacă legea nu prevede altfel. Și aici textul este destul de simplu de aplicat în ceea ce privește terții popriți, dacă vreți, de drept comun. Niște terți popriți care datorează niște sume de bani în baza unor raporturi juridice preexistente, de genul cumpărătorul unui bun care urmează să achite un rest de preț către debitor. El poate fi terț poprit în ceea ce privește acest rest de sumă de bani pe care o datorează în baza contractului de vânzare-cumpărare. Aici nu ar trebui să avem nicio problemă, în sensul că cunoaștem din clauzele contractuale care este această sumă de bani rămasă de plată. Este evident că efectul indisponibilizator asupra sumei respective va îngrădi orice posibilitate de a se efectua plăți, de a se efectua eliberări de sume, de a se efectua compensații, pentru că, în definitiv, compensația este tot o metodă de stingere a obligației pe care, dacă vreți, mai puțin juridic, dar lato sensu, o asimilăm plății. Deci, cu privire la aceste operațiuni, terțul nu le va putea realiza asupra sumei pentru că ar diminua suma de bani pe care a mizat executorul în momentul în care a dispus indisponibilizarea. În ceea ce privește terții popriți instituții bancare, din nou mă tem că situația mai complicată intervine din cauza specificului operațiunilor pe care le are de făcut o instituție bancară și din cauza specificului activității acestor instituții bancare. Îmi puneam de exemplu problema ridicată mai devreme în ceea ce privește poprirea unui cont, un cont curent, cu privire la care în preziua comunicării adresei de înființare a popririi s-au emis ordine de plată de către debitor, dar cu termen de executare pentru a doua zi. Da? Se dispune plata pentru ziua următoare a unei sume de. Plata nu se efectuează până la momentul la care se recepționează adresa de înființare a popririi, însă este foarte posibil ca ea să fie operată automat în sistemul informatic al băncii. În mod evident, pentru instanța de validare a popririi, în momentul în care va cere extrasul de cont și va vedea această sumă extrasă din cont în ziua primirii adresei de înființare a popririi
eventual și cu o oră din care să rezulte cu claritate că operațiunea s-a efectuat după indisponibilizarea contului. Din perspectiva instanței, aceasta va apărea drept o chestiune care ține de neexecutare, nerespectarea obligațiilor impuse terțului poprit prin lege. În mod evident, terțul poprit nu va fi în totalitate vătămat. În această situație, el nu va putea decât să aștepte cererea de validare a popririi pentru a se apăra în fața unei eventuale susțineri în acest sens și va putea face dovada prin înscrisurile pe care le are la dispoziție cu privire la incidența acestei chestiuni. Chestiuni de fapt, care până la urmă ridică de pe umerii săi orice culpă cu privire la neexecutarea obligației. Însă aceasta din nou presupune ca instituția bancară să înainteze la dosarul instanței toate documentele relevante și mai poate presupune, chestiune pe care o puteți lua în calcul din punctul meu de vedere, și comunicarea direct către executor a acestei împrejurări în momentul în care se primește adresa de înființare a popririi. Cu alte cuvinte, mie mi se pare esențial în procedura de poprire, în procedura de urmărire prin poprire, să existe un dialog real și concret între instituțiile bancare, cel puțin, că ele sunt cele mai vizate, dacă vreți, de această discuție, și executorii judecătorești. Puteți preîntâmpina, din punctul meu de vedere, o multitudine de dificultăți ulterioare în probarea, în susținerea acestor chestiuni de fapt, prin comunicarea tuturor elementelor de fapt pe care le aveți la dispoziție la momentul la care primiți adresa de înființare a popririi. Știu că poate fi o utopie, cel puțin în cazul instituțiilor bancare foarte mari, cu un rulaj de activitate foarte mare într-o zi. Știu că numărul de adrese de înființare a popririi pe care probabil că le primește o bancă mare în România la ora actuală este un impresionant, însă mi se pare, dacă vreți, o chestiune corect rămasă nescrisă în codul de procedură, dar care ar trebui să vă pună totuși la adăpost în fața unei validări a popririi, dacă încercați să faceți aceste demersuri de colaborare față de executorul judecătoresc. În ceea ce privește efectul suspendării executării silite, eu mărturisesc că această interpretare legată de caracterul de bun viitor al încasărilor ulterioare intrate în contul indisponibilizat mi-a scăpat ca și realitate juridică, dacă vreți, ca și discuție juridică. Îmi cer scuze, de obicei urmăresc tot ceea ce se scrie cu privire la acest lucru. Mi se pare o teză interesantă. Ea contravine, dacă vreți, interpretărilor și mai vechi și mai noi pe care le-au tot dat instanțele judecătorești, așa cum și doamna profesor ne spunea. Cred că de la debutul acestui cod de procedură civilă ne-am tot întâlnit la conferințe și știu că chiar s-a discutat la un moment dat cu privire la efectul suspendării executării asupra sumelor indisponibilizate în conturile bancare și se ajunseze la acel moment la concluzia că suspendarea executării silite oprește în realitate nu indisponibilizarea sumelor intrate ulterior în contul debitorului, ci numai consemnarea acestor sume la dispoziția executorului. Cu alte cuvinte, este, dacă vreți, o reîntoarcere la esența noțiunii de poprire foarte frumos surprinsă de domnul Nicolaescu și care este o realitate din punct de vedere istoric, în sensul că poprirea, de fapt, asta are ca scop. Din momentul în care executorul emite adresa de înființare a popririi, nicio sumă de bani actuală, viitoare, grevată de condiție, grevată de termen sau neprevăzută, dacă vreți, în raportul față de terțul poprit, nu mai poate părăsi în vreun fel contul indisponibilizat decât în două situații. Dacă se depășește suma pentru care s-a dispus măsura indisponibilizării sau dacă se ajunge la o măsură de desființare a popririi. Prin urmare,
Această interpretare legată de natura de bun viitor ar putea fi contracarată în practică, din punctul meu de vedere, deși criticabil, că aici joc șah cu mine, însă mi-aduc și argumente și contraargumente, ar putea fi contracarată din următoarea perspectivă. Caracterul de bun viitor al acestor încasări poate fi acceptat ca atare din perspectiva debitorului, respectiv a persoanei care face această plată. Da? Prin ipoteză, banca de fapt este doar intermediarul prin care se plătește suma respectivă. Da? Să zicem că avem un raport contractual între debitor și o altă persoană. Persoana respectivă își execută obligația născută din acel raport juridic prin intermediul unei plăți în contul bancar al debitorului. Păi, din perspectiva terțului poprit, încasarea respectivă este un bun actual. Ea poate fi grevată de indisponibilizare. Pentru că, la o adică, și 781 spune că, sau din exprimarea lui 781, alineatele 1, 2, 3, rezultă că intenția legiuitorului a fost ca orice sumă de bani, orice valoare care intră în contul debitorului, să fie indisponibilizată ca efect al popririi. Că suma respectivă poate fi privită ca un bun viitor din perspectiva debitorului sau din perspectiva, nu știu, a celui care efectuează această plată, cu asta sunt de acord, însă din perspectiva terțului poprit, este un bun actual. Este o sumă care a creditat contul respectiv. Repet, este un contraargument care se poate aduce, nu sunt convinsă de validitate și mi se pare că este criticabil din foarte multe puncte de vedere, pentru că caracterul unui bun de a fi actual sau viitor ar trebui să fie una care transcede partea care privește și să nu intereseze raportat la cine facem această interpretare. Recunosc că această noțiune de bun viitor este o chestiune care cumva scapă atenției instanței de executare atunci când vine vorba de interpretarea dispozițiilor articolului 781 și scapă, așa cum bine ați și sesizat, din culpa, dacă vreți, a Curții Constituționale, care a privit foarte literal dispozițiile codului de procedură și a acreditat, dacă vreți, această interpretare într-un sens extrem al efectului indisponibilizator al popririi. Eu încă mai cred că totuși dispozițiile referitoare la efectul suspendării executării silite vizează exclusiv imposibilitatea a terțului poprit de a elibera sume respective sau de a face operațiuni cu privire la aceste sume, pentru că, din punctul meu de vedere, aceasta este rațiunea popririi. Avem o creanță a creditorului care trebuie îndestulată. Avem un cont, un disponibil, o plajă pe care acesta poate efectua executare silită. Din momentul în care se efectuează această poprire, pe mine ce mă interesează este ca creditorul să aibă toate instrumentele necesare pentru îndestularea creanței sale. Suspendarea executării silite nu poate fi gândită ca o metodă de, dacă vreți, ridicare parțială a măsurii de indisponibilizare și dacă mi este permis, asumându-mi necunoașterea acestor chestiuni de interior ale băncii, și din perspectiva operațiunii propriu-zise care se efectuează pe contul respectiv. Eu nu am și îmi asum faptul că nu am reprezentarea practică a modalității în care banca poate să opereze acest efect indisponibilizator limitat numai la sumele care se aflau în cont la momentul suspendării. Bănuiesc că se efectuează niște note interne, bănuiesc că totuși există o urmă pe care aceste sume de bani o lasă. Prin urmare, instanța cred că poate reface drumul acestor operațiuni pe care banca le-ar face. Repet, atât în frumoasa tradiția codului de procedură civilă
mult anterior epocii moderne, dacă vreți, la momentul la care el a fost adoptat, a vechiului cod de procedură civilă, prin care poprirea, de fapt, indisponibiliza validarea, verifica și dădea drumul sumelor de bani, nu avem niciun motiv să ne îndepărtăm de la această tradiție. Singura diferență între foarte vechea reglementare și actuala reglementare fiind că legiuitorul a înțeles că acum nu se mai execută numai hotărâri judecătorești, se execută un număr mult mai mare de titluri executorii, nu mai avem judecători delegat cu executarea asilită care să se ocupe de fiecare executare în parte, așa cum se întâmpla pe temeiul foarte vechilor reglementări de procedură civilă, iar acum poprirea are efectul indisponibilizator cu permisiunea dată terțului poprit, de fapt cu obligația dată terțului poprit de a consemna în termen de 5 zile sumele foarte cunoscută pentru noastră aceste dispoziții de la 787 sau să plătească direct creditorului și cu corolarul validării de poprire, corolar în care, dată fiind actualitatea raporturilor juridice moderne, instanța nu se mai limitează doar la a verifica dacă terțul poprit este debitor, verifică și lucrul acesta, dar procedează mai departe la a aduce creditorului o garanție în plus a acoperirii creanței sale. Aici fac o foarte scurtă paranteză în ceea ce privește efectele validării popririi. Mie mi se pare tare nefericită reglementarea de la 792 aliniatul 1 care vorbește despre cesiune. În realitate, efectul, din punctul meu de vedere, efectul pe care îl are validarea de poprire este acela de a aduce o cauțiune personală debitorului inițial în persoana terțului poprit, ca urmare a validării. Prin urmare, după validare, terțul poprit va fi obligat, ca efect al hotărârii judecătorești, să deblocheze sumele de bani respective reținute și să plătească din ele creditorului, iar dacă aceste sume nu mai există, pentru că s-a întâmplat între timp ceva cu ele și tocmai de aceea s-a validat poprirea, să plătească el însuși din propriile sale fonduri, urmând ca ulterior să se desocotească cu debitorul. Prin urmare, nu ar fi chiar o cesiune. De fapt, aducem un nou debitor care să plătească alături de. Notă, aici este foarte important pentru instanțe, dar din păcate nu văd foarte mulți colegi de la instanțe în această sală, dar în calitate de membru al unei instanțe de control judiciar constat asta cu nemulțumire de foarte multe ori, instanțele uită să precizeze în hotărârea de validare a popririi cele două limite absolut esențiale pentru executarea ulterioară a hotărârii. Creanța pentru care se face urmărirea asilită și limita în care este ținut să plătească terțul poprit, respectiv suma pe care el i-ar datora-o de fapt debitorului. Din nou, specificul operațiunilor bancare dezavantajează instituțiile bancare pentru că, prin definiție, de exemplu, un cont curent poate avea un rulaj infinit. Este mult mai simplu pentru terții debitori de drept comun, dacă vreți, unde, din nou, raporturile juridice sunt destul de cunoscute. Nu aș vrea să mai punctez foarte mult cu privire la aceste aspecte. Știu că am depășit deja cu mult timpul alocat întâlnirii noastre. Voiam doar să mai fac câteva observații pe marginea celor ce s-au spus înainte. Cu privire la instituțiile publice, îmi pare rău că colegul meu nu mai este în sală. Mie îmi pare foarte rău, dar mă tem că fac parte dintre acele instanțe care nu se apucă să verifice care sunt rulajele instituției de stat în momentul în care primește o adresă de înființare a popririi. Faptul că o instituție de stat poate opune un ordin al Ministrului Finanțelor Publice sau multiplele ordine interioare pe care le emit în vederea aducerii la îndeplinirea dispozițiilor referitoare la executarea asilită a obligațiilor impuse statului, nu înseamnă că eu extind în validarea de poprire verificările pe care le fac. Din punctul meu de vedere, în validarea de poprire, verific doar atât. Dacă este terț poprit, primul lucru la care mă uit, dacă are un raport juridic preexistent și dacă și-a respectat obligațiile prevăzute de lege, în cazul instituțiilor publice de regulă nu,
Și cel mult, sau de fapt ăsta este cel mai ultimul și cel mai important element, culpa. Atât și nimic mai mult. Ca să extindem sub această pălărie a culpei verificările pe care le poate face instanța cu privire la dacă putea, dacă trebuia instituția publică să aloce fonduri, mie mi se pare excesiv și mi se pare că deja ajungem să suprapunem două puteri. Gândiți-vă că întotdeauna instituțiile publice care sunt debitoare a unor obligații și care devin prin definiție terți popriți în executarea asilită, sunt de fapt reprezentanții autorității executive a statului. Mai auzisem mai devreme o discuție referitoare la obligarea pe cale judecătorească la alocarea prin rectificare bugetară. Mie îmi pare foarte rău. Instanța judecătorească nu intervine în politica bugetară a statului. Din punctul meu de vedere, și slavă Domnului că nu sunt instanță de contencios administrativ, mi se pare foarte discutabil ca o instanță să poată să-i dispună unei instituții publice a statului însărcinată cu gestionarea banului public, ce să facă cu banul public și cum să obțină banul public respectiv. Și încă ceva. Eu cred că această obligație de a face poate fi solicitată prin intermediul instanței numai în situația în care vorbim despre acte individuale, acte administrative individuale. Ori dacă spunem rectificare bugetară, gândul meu se duce la un act administrativ general, colectiv. Este vorba de cea mai pură esență a politicii bugetar-fiscale a unui stat. Prin urmare, manifest puternice rezerve față de această posibilitate. Semnalasem eu intenția de a discuta cu privire la conexare sau intervenție în materia popririi. Mărturisesc că, din nou, tema aceasta a fost generată de o discuție din practică legată de un caz. În sensul că ipoteza este următoarea. Executare silită prin poprire pornită de un creditor principal. Mai mulți creditori își depun titlul în vederea participării la distribuirea sumelor obținute prin această poprire, procedură care este practic similară celei de la intervenție, după care unul dintre acești creditori care își depun titlurile pornește și el la rândul său o executare silită tot prin poprire și tot prin poprirea acelui terț poprit, care ați ghicit era o instituție a statului. Și acest din urmă debitor, devenit mai târziu debitor urmăritor, deși era și creditor intervenient, cere conexarea celor două dosare de executare silită, folosindu-se, bineînțeles, de textele legale incidente. Creditorul urmăritor se apără în fața instanței spunând: nu ai interes, tu ești deja intervenient în procedura aceasta, ți-am acceptat cererea de intervenție, urmează să participi la distribuirea de sume, nu ai un interes în conexarea acestor dosare de executare. Chestiunea a rămas încă netranșată în fața instanței, cel puțin. Mie mi se pare însă că, și nu este cazul, adică în speța respectivă nu se aduce discuția pe acest teren, însă mi s-a părut interesant pentru a vă semnala dispozițiile articolului 789, pe care foarte rar l-am văzut aplicat în practică, în sensul că în cazul în care sunt înființate mai multe popriri și sumele pentru care s-a dispus înființarea depășesc suma urmăribilă, cum se întâmplă de foarte multe ori, de exemplu, cu unitățile bancare sau, și mai bine, cu instituțiile statului care gestionează fonduri, respectiv trezoreriile, terțul poprit, în termenul prevăzut la 787, deci în 5 zile, va reține și va consemna suma urmăribilă, înștiințându-i pe executorii judecătorești care au înființat popririle, dispozițiile articolului 654 aplicându-se în mod corespunzător. 654 vizează exact conexarea. Acum, și mai interesant este că la 654 ni se spune așa: că persoana interesată sau oricare dintre executori poate solicita conexarea. Prin urmare, și terțul poprit poate sesiza instanța de executare în vederea conexării executărilor silite efectuate prin poprire. Se întâmplă foarte rar și se întâmplă cu atât mai rar în situația în care avem instituție bancară.
Însă nu exclud această posibilitate, mai ales dacă terțul poprit se vede asaltat de un număr foarte mare de adrese de înființare a popririi pe același cont, de la foarte mulți executori judecătorești. Și mi se mai pare, totodată, că 789, ca să revenim la discuția anterioară cu privire la obligațiile terțului poprit, 789 nu instituie o obligație însă în sarcina acestui terț poprit de a cere conexarea executărilor silite. Din păcate, mi se pare că nu instituie o obligație nici în sarcina executorilor, astfel sesizați de terțul poprit. Cu alte cuvinte, rămânem la mila creditorilor interesați de o astfel de operațiune, eventual la inspirația unui executor. Rămâne să vedem și cum se va gestiona în urma conexării problema cheltuielilor de executare, mai ales că în materia popririi știți că teoria favorită este că cheltuielile de executare nu trebuie să fie foarte mari, pentru că în definitiv ce face executorul judecătoresc? Doar emite o adresă de înființare a popririi, chestiune cu care din nou nu sunt de acord. Mi se pare că textul de la 789, prin urmare, elimină orice posibilitate de a discuta oportunitatea, interesul în ceea ce privește măsura conexării și nici nu distinge, după cum solicitările acestea de poprire, bine, prin ipoteză existența mai multor popriri presupune concursul mai multor creditori urmăritori, dar în egală măsură poate exista și concursul unor creditori urmăritori plus creditori intervenienți. Din punctul meu de vedere, prin urmare, pe noul cod de procedură civilă, pe 789, nu avem a discuta cu privire la interesul unei astfel de măsuri. Ar mai fi multe de spus, dar pentru că timpul a trecut foarte repede, aș prefera să pasez cuvântul următorului vorbitor și rămâne să discutăm pe final orice eventuale chestiuni. Mulțumim, doamne judecător Roxana Stanciu, pentru abordarea acestor două chestiuni. Prima, așa cum a menționat și dânsa, a fost într-o bună măsură tratată și în pauza anterioară cafelei. Cea de-a doua e o chestiune separată și care, într-adevăr, creează probleme în practică, dar, așa cum am făcut și la primul panel, propunerea mea este aceea de a lăsa întrebările la final, da? Deci chestiunile, întrebările, dubile pe care le aveți în legătură cu cele două probleme discutate aici, cele două teme, vă rog să le rețineți pentru a le putea plasa ca întrebare mai târziu, până la miezul nopții. Următoarea intervenție, de asemenea, practician, un executor judecătoresc cunoscut, nu are nevoie de prea multe prezentări ca mai toți cei de astăzi. Doamna executor judecătoresc Ofelia Dobrea, Societatea Civilă Profesională Executor Judecătorești Dobrea Coșoreanu și Asociații. Tot două subiecte, iarăși foarte concentrate. Unul dintre ele, iar am bănuiala, cred că e un fir roșu, se putea face o conferință numai pe problema efectelor suspendării executării silite. Da. Prima chestiune, suspendarea judecătorească sau voluntară, aici este o nuanță interesantă, în absența unei dispoziții expresă, generează sau nu de drept desființarea popririi pe perioada suspendării? Și cea de-a doua temă, iarăși pe o problemă complicată, caracterul executorii al unei contestații admise la fond obligă la încetarea procedurii de executare și desființarea popririi chiar și în contextul promovării apelului, se înțelege de către apel promovat de către creditor, intimatul creditor, cel care a pierdut la contestație în primă instanță. Ce se întâmplă în cazul reformării soluției în apel? Va fi inițiată o nouă procedură de executare sau se va relua procedura încetată cu consecința, cu ghimele de rigoare, a reinstituirii popririi cu menținerea ordinii generată de prima instituire? Doamna executor, aveți cuvânt. Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație.
În primul rând, vă mărturisesc că legat de primul subiect, recunosc că după ce am văzut lansată tema doamnei judecător, aș zice că aș fi completat denumirea temei pe care mi-am ales-o. Suspendarea judecătorească sau voluntară, în absența unei dispoziții exprese generează sau nu de drept desființarea popriei pe perioada suspendării, din perspectiva executorului judecătoresc. Așa că am să vă rog să aveți îngăduința în contextul în care simțiți o încărcătură cu un subiectivism ce excede opiniilor dumneavoastră, să aveți această înțelegere față de mine și ulterior, sigur că da, să ne duelăm pe teritoriul argumentelor. Firește că această problemă ne-am construit-o, ne-a apărut în momentul în care a apărut prima modificare a codului de procedură civilă în 2013, când atunci, când în interiorul societății noastre preparam actele pe marginea noului cod și ne-am pus problema, bun, vom fi în ipoteza în care se prezintă debitorul care atestă că a obținut o suspendare a procedurii de executare silită și solicită executorului judecătoresc desființarea măsurilor de executare. Care va fi poziția noastră, cum ne vom contura practica și înainte de a ne răspunde, am încercat să pipăim ansamblul argumentelor. Firește că această analiză a debutat cu analiza dispozițiilor art. 701 alin. 3, care dicta, ziceam noi, într-o primă fază foarte clar, pe perioada suspendării executării, actele de executare efectuate anterior, măsurile de executare dispuse de instanță sau de executor, inclusiv cele de indisponibilizare, rămân în ființă, în afară de cazul în care prin lege sau prin hotărârea judecătorească se dispune altfel. Și am zis, păi, vom avea două condiții. Fie că prin hotărârea de suspendare s-a dispus desființarea popririi și atunci lucrurile sunt extrem de clare pentru un executor judecătoresc, nu are decât a se conforma acestei dispoziții, iar dacă terțul poprit solicită o adresă suplimentară în acest sens, executorul să o întocmească, însă, cum răspundem? Am rămas cu problema ce facem, există sau nu există un text pentru a dispune de sfințarea popririi în contextul în care am o suspendare judecătorească sau am o suspendare voluntară fără ca, practic, creditorul care a solicitat acea suspendare voluntară să-și fie exprimat acordul pentru desfințarea actelor de executare pe perioada suspendării. Și am zis noi, problema care se ridică din perspectiva desfințării popririi pe perioada suspendării, avem sau nu avem acest text de lege? Bun, pentru a ajunge la o concluzie, ne-am pus întrebarea imediat următoare, care sunt caracterele popririi? Și am zis, păi, caracterele popririi sunt în principiu de indisponibilizare care implică și conservare și de executare. Deci o primă fază de indisponibilizare care implică și conservare, deoarece atât debitorul cât și terțul poprit care deține bunul pentru debitor nu mai pot dispune de obiectul popririi și de altfel nu mai pot opune operațiuni juridice gen compensare, dare în plată, astfel încât creanța poprită este conservată în patrimoniul debitorului nostru și de executare, acest caracter intervenind, la momentul consemnării sumei pentru care a fost dispusă poprirea, consemnare în varianta efectuării de către terțul poprit sau plății creanței de către creditor. Întinderea efectelor popririi, astfel cum este reglementată prin dispozițiile 783 alin. 2, impune executorul instrumentator ca prin adresa de poprire să declare poprite sumele de bani sau bunurile mobile pe care îi le datorează o a treia persoană debitorului nostru, în măsura necesară pentru realizarea creanței ce se execută silit. Adică liber titrat, să zic așa, executorul judecătoresc, prin adresa de poprire pe care o înființează, nu are altă posibilitate decât să prevadă, ca și sumă pe care o ordonă a fi poprită, cuantumul creanței și al cheltuielilor de executare. El neputând și necunoscând și de altfel ar fi un mecanism care nu ar putea funcționa altfel. Nu am de unde să am la cunoștință care este cuantumul sumei pe care terțul poprit îl datorează debitorului.
astfel încât, ca executor judecătoresc în această adresă de poprire, nu pot să mă raportez decât la un singur element din perspectiva cuantumului, al creanței ce urmăresc în procedura respectivă. Am zis noi că așa este sănătos să se întâmple, deoarece scopul dat de lege popririi este acela de satisfacere integrală a creanței, acest scop fiind unul unilateral consfințit de legiuitor și categoric pentru toate actele sau măsurile de executare ce se inițiază. Bun, după care am zis că trebuie să fim atenți dacă această poprire, deci am spus că ea trebuie să aibă ca parametru întregul cuantum al creanței ce o urmăresc. Am spus că ea este cea care urmărește, implică măsuri de indisponibilizare și care asimilează și conservarea și ulterior de executare. În practică, de altfel, ulterior și așa cum legea a fost creată, s-a vorbit de efectuarea popririi în temeiul unui raport preexistent între debitor și terțul poprit față de momentul transmiterii adresei de poprire. Și ne-am pus întrebarea, bun, de la momentul transmiterii acestei adrese de poprire, cum este impactată relația terț poprit debitor? Și noi am apreciat că acest impact se produce atât din perspectiva executării succesive a raportului preexistent, pentru că, da, am un raport preexistent, dar care implică o executare succesivă. În schimb, mă întorc la scopul executării silite, care este generat dat de satisfacere integrală a creanței și atunci zic, da, poprirea impactează raportul preexistent, chiar dacă se află în forma executării succesive. Și am mai zis noi, cât și din nașterea altor raporturi până la recuperarea integrală. Deci ne-am explicat și ne-am oferit acest argument și în ceea ce privește nașterea altor raporturi. Pentru că terțul poprit, prin adresa de poprire și debitorul prin adresa prin care îi se aduce la cunoștință înființarea popririi, au luat la cunoștință și le este impusă, terțului poprit, satisfacerea integrală a creanței. Altfel, aș îmbrățișa teoria în sensul că nu pot popri decât sumele care sunt datorate în baza unui raport preexistent, dacă aș ajunge la îmbrățișarea acestei teorii, m-aș gândi că dacă mie un creditor îmi va solicita, va trebui să am ziua și adresa de poprire către terțul respectiv. De altfel, dispozițiile 784 alin 1 ne arată întinderea efectelor popririi, acesta fiind un argument în sensul că această poprire impactează și alte raporturi ulterioare dintre debitor și terț poprit. Un caz, să zic așa, special îl regăsesc în interiorul textului 786, care ne conduce către ideea că are loc o menținere a popririi chiar și în ipoteza în care mi se schimbă terțul poprit. Este cazul în care se instrumentează poprirea pe veniturile datorate de către un angajator. Și unde acolo, iată, suplimentar, legiuitorul a venit și ne-a indicat, ne-a precizat, chiar și în ipoteza în care angajatorul deja poprit este degrevat de contractul de colaborare sau de muncă cu debitorul poprit, el are această obligație de a aduce la cunoștință executorului judecătoresc și de a transmite poprirea către unitatea nouă angajatoare. Dar, dincolo de toate aceste argumente, ne-am pus întrebarea, bun, acestea sunt argumentele în care noi credem. În schimb, hai să vedem care este textul care ne reglementează desființarea popririi. Această desființare a popririi am regăsit-o reglementată în interiorul dispozițiilor art. 794, unde ni se stipulează în mod expres, dacă după înființarea popririi, cauza în temeiul căreia s-a înființat aceasta a încetat să mai existe, executorul judecătoresc din oficiu sau la cererea debitorului poprit va dispune de desființarea popririi. Iată că în interiorul lui 794, unde legiuitorul ne-a reglementat desființarea popririi,
ne vorbește despre dispariția cauzei generatoare a popririi. Referitor la desfințarea popririi, din perspectiva acestui dispozițiilor 794 aliniat 1, observăm că trebuie să înceteze cauza. Dar care este cauza înființării? Firește, că te întreb, bun, văd reglementarea specială, hai să încerc să mă lămuresc care este cauza înființării popririi. Noi am spus titlul executoriu este cauza înființării popririi, iar argumentele am considerat a fi date de dispozițiile art. 622, care îmi reglementează faptul că executarea silită are loc în oricare formă sau modalitate, simultan sau succesiv, până la realizarea integrală a creanței, și 632, unde regăsesc denumirea marginală temeiul executării silite, unde legiuitorul ne-a arătat în mod expres că executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu. Păi deci titlul executoriu îmi este cel care îmi generează procedura de executare silită, înseamnă că el devine un tot unitar cu această procedură și el îmi este cauza procedurii de executare silită. Din perspectiva acestei analize efectuate pe marginea dispozițiilor art. 794, credem că această cauză încetează să mai existe atunci când obligația din titlu a fost integral realizată, adică până la concurența sumei pentru care s-a realizat poprirea, a fost satisfăcută, a fost recuperată integral titlul, suma, titlul a fost desfințat sau creditorul a renunțat la executare sau atunci când, prin mecanismul verificării legalității actelor de executare, instanța de executare a dispus anularea executării silite. Deci, iată patru cazuri care sunt extrem de clare și pe care le-am apreciat că pot fi asimilate ca și cauze generatoare care duc la desfințarea actului de executare silită. Pe aceste patru cauze, cele patru cauze le regăsim în dispozițiile art. 703 alin 1, da? Mai puțin de acolo din enumerarea pe care am efectuat-o mai devreme, lipsește punctul 2. Lipsește punctul 2, unde încetarea are loc datorită cauzei de insolvabilitate patrimonială a debitorului nostru sau imposibilității de valorificare. Aici am zis că acest temei de încetare al procedurii de executare nu poate constitui o cauză generatoare de desfințare a adresei de poprire. Deoarece, în cazul în care procedura încetează datorită insolvabilității sau imposibilității, nu sunt în ipoteza în care am un titlu care să-și fi pierdut valabilitatea, am o procedură anulată definitiv, nici nu am înfăptuită creanța în mod integral, nici nu sunt pe principiul disponibilității prin renunțare. Și mai mult decât atât, în continuare, am apreciat că această cauză nu poate fi reținută ca o cauză generatoare, întrucât prin dispozițiile 705 Cod Procedură Civilă avem reglementarea denumită marginal reluarea executării silite. Este foarte adevărat, în interiorul acestui text regăsesc reglementarea generală, în sensul că legiuitorul ne-a arătat că în cazurile prevăzute la art. 703 alin 1.2 se poate cere reluarea executării silite înăuntrul termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită. Adică legiuitorul, zic eu, destul de clar, ne-a arătat dacă a fost încetată pe punctul 2, dar nu a expirat termenul de prescripție, creditorul nu își pierde dreptul de a cere reluarea procedurii de executare. La alinea 2 a intervenit o mică dilemă, pentru că aici regăsim reglementarea în forma următoare. Reluarea executării silite poate fi cerută și asupra aceluiași bun. Dacă acesta este un imobil, atâta timp cât potrivit legii poate avea loc reluarea executării, nu se va putea solicita de către executorul judecătoresc radierea urmăririi înscrise potrivit dispozițiilor art. 822.
Și atunci am apreciat noi că în interiorul acestui alin 2 al din dispozițiile Art 705 regăsesc o, să zic așa, realizată o instructare extrem de precisă în sensul că dacă a fost urmărit un bun imobil în procedura încetată pe 703 alin 1.2, nu pot dispune radierea acestui imobil. Am zis, da, dar ce voi face cu alte măsuri de executare, gen un sechestru pe un bun mobil, gen o adresă de poprire? Dispun sau nu dispun de sfințarea acestor măsuri de executare? Tendința mea este aceea de a aprecia că pe teza 1 aliniatului 2 din Art 705 sunt îndreptățită să mențin actele de executare, chiar dacă sunt într-o procedură de executare încetată. Cam aceasta a fost, să zic așa, teoria de bază și, într-adevăr, noi considerăm că am găsit, am identificat ceva răspunsuri și argumente care ne-au solidificat ideea că pe perioada suspendării, actele de dacă nu s-a dispus în mod expres, actele de executare rămân în ființă și nu se poate dispune de sfințarea acestora. Pe perioada suspendării, sigur, apare o degrevare a terțului poprit, dar această degrevare apreciem că se referă doar la obligația sa de a consemna sumele care au alimentat contul debitorului, de exemplu, în cazul mult discutatei popriri bancare, neputând fi sancționat din această perspectivă. După ce se întâmplă mai departe, după înlăturarea cauzei care a generat suspendarea procedurii de executare silită, care apreciem și care credem că ar fi conduita corectă pe care trebuie să o abordeze un terț poprit, bancar sau nebancar, să-i spunem așa? Sigur că considerăm că ar trebui să procedeze de îndată la consemnarea sumelor de bani la dispoziția executorului judecătoresc ulterior aducerii la cunoștință a încetării cauzei de suspendare, în limita sumelor exigibile datorate debitorului. Iar în varianta în care nu este consemnată întreaga creanță, să mențină poprirea. Operațiunea aceasta de consemnare trebuie să fie efectuată, după cum v-am spus, imediat, fără a fi însumată la calculul termenului de 5 zile perioada de suspendare, firește, pentru că pornim de la reglementarea conform căruia terțul poprit are obligația în 5 zile să își îndeplinească obligațiile date de lege. Însă perioada de suspendare îl degrevează de această obligație din perspectiva consemnării. Mai departe, am spus noi, iată de ce credem că nu pe perioada suspendării, executorul judecătoresc, dacă nu este instructat în mod expres de către instanța de executare sau nu i s-a solicitat de către creditorul care a solicitat această suspendare voluntară, nu poate dispune, nu are un argument pentru care ar putea dispune de sfințarea popririi. Efectul suspensiv asupra actului de executare, în ultimul timp am observat că a trebuit a fi analizat și corelativ cu alte legi care au intrat în circuitul juridic. Și aici am avut o prima analiză asupra reglementărilor din procedura insolvenței, astfel cum au fost reglementate prin dispozițiile legii 85/2014. În legea 85/2014, unde din perspectiva executorului ni se pare că lucrurile au fost mai clar, mai edificator de data aceasta reglementate, apreciem că de la momentul la care executorul este înștiințat despre deschiderea procedurii, se suspendă de drept
suntem în ipoteza în care suspendăm de drept procedura de executare silită. Firește, și aici am apreciat că măsurile de executare nu pot fi desființate, deoarece cauza generatoare, cauza care generează desființarea adresei de poprire pe 794 este o cauză de încetare. Ori răspunsul, firește că îl regăsesc tot în dispozițiile al 75 aliniat 1 teza finală din legea 85, unde de această dată legiuitorul, spun eu mai exact, ne-a reglementat faptul că o procedură de executare sau orice altă acțiune judiciară sau extrajudiciară încetează la momentul la care hotărârea prin care s-a dispus intrarea în procedura insolvenței a devenit definitivă. Mai mult decât atât, în interiorul art. 75 regăsim dispoziții și cu privire la situația în care, în procedura executării silite, avem bunuri ale debitorului deja adjudecate sau sume deja indisponibilizate. Practic, de la momentul deschiderii procedurii de insolvență până la momentul la care această hotărâre de deschidere a procedurii capătă caracter definitiv, spunem noi că apare un transfer al dreptului de dispoziție de la executorul judecătoresc, care instrumentează procedura de executare, la administratorul procedurii insolvenței și nici de cum către debitorul procedurii de executare sau al procedurii insolvenței. Sigur, am situația în care același legiuitor în interiorul legii 85 mi-a arătat care sunt situațiile în care procedura de executare silită poate fi reluată. Și atunci se pune problema, bun, am popriri dispuse pe conturile debitorului, care a intrat în insolvență, ulterior a fost anulată hotărârea de deschidere a procedurii de executare a procedurii de insolvență. Ce se întâmplă cu aceste sume poprite? La cine a fost dreptul de dispoziție asupra lor pe această perioadă? Cum vor fi ele administrate în continuare? În ipoteza în care se ajunge la o reluare a procedurii de executare silită și v-am dat un caz singular pe respingerea sau anularea hotărârii de deschidere a procedurii insolvenței, credem că, sigur, acest drept de dispoziție de administrare, de supraveghere a sumelor aflate în contul poprit, se reîntoarce de la administratorul procedurii în insolvență către executorul judecătoresc, cu amendamentul că în temeiul legii 85, pe această perioadă, sigur că da, administratorul procedurii în insolvență are posibilitatea să dispune de sume aflate acolo în acord cu legea 85, fără să-i poată fi reținută ulterior vreo culpă. Mai avem o altă, ne-am mai confruntat recent, și spun recent pentru că este vorba despre 2016, cu legea 77/2016, cu legea dării în plată, unde, într-adevăr, în interiorul legii am regăsit noțiunea de suspendare a plății creditorului, de suspendare a procedurii judiciare sau extrajudiciare. Iarăși am spus, domnule, vom fi plasați în situația în care ni se aduce la cunoștință inițierea uneia dintre procedurile prevăzute prin legea 77 de către unul dintre debitorii raportului obligațional. Ce vom face cu măsurile de executare deja dispuse în procedura de executare silită? Și aici am căutat să fim foarte atenți, pentru că, într-adevăr, am observat legea structurată în trei părți. De ce zic în trei părți? Pentru că avem odată dispozițiile care îmi descriu dresarea notificării către creditor cu posibilitatea realizării convenției de dare în plată, unde legiuitorul a și prevăzut în mod expres, a și inclus în mod expres o reglementare inclusiv din perspectiva cheltuielor de executare. În schimb, am mai regăsit că există două tipuri de
soluționarea procedurii inițiate de către un debitor, fie sub forma contestației pe care creditorul o poate promova în ceea ce privește condițiile de admisibilitate, îndeplinirea condițiilor de admisibilitate pe legea 77, și aici avem reglementarea în cuprinsul articolului 5, fie însuși debitorul poate investi instanța judecătorească cu o cerere în sensul obligării creditorului de a încheia convenția de dare în plată și de a fi constatate ca fiind stinse obligațiile generate de raportul obligațional. Însă, atât din perspectiva art 5 cât și art 8, ceea ce considerăm că în mod indubitabil obligă legiuitorul, impune legiuitorii, impune ca această suspendare a plăților către creditor să dăinuie până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Deci, iată de ce am spus că este normal să se întâmple așa, a avut o rațiune legiuitorul. Avem conservat patrimoniul în vederea satisfacerii creanței. Sunt exercitate atât din perspectiva creditorului cât și al debitorului, este provocat controlul jurisdicțional. Așteptăm hotărârea definitivă, fără ca în acest interval de timp să dispunem ridicarea, desființarea măsurilor de executare silită, pentru că ne întoarcem iarăși la 794 și nu pot aprecia că am o cauză care să fi dus să-mi impună desființarea popririi. A fost foarte interesant paralelismul care a fost făcut referitor la codul de procedură fiscală și mărturisesc că și eu m-am gândit de multe ori de ce văd o altă reglementare în codul de procedură fiscală față de cea din codul de procedură civilă, pentru că, da, în esență, tot un act de executare este, tot o creanță se urmărește. Și, într-adevăr, acolo am regăsit în dispozițiile art. 236, alineat 17, reglementarea potrivit căreia, în cazul în care executarea silită este suspendată ori încetează, potrivit legii, organul de executare silită înștiințează de îndată în scris instituțiile de creditor după caz terțul poprit pentru sistarea temporară, totală sau parțială, a indisponibilizării conturilor și reținerilor. În caz contrar, instituția de credit este obligată să procedeze potrivit dispozițiilor alin 13 și 14, 13 și 14, practic vorbesc de menținerea caracterului de conservare al sumelor aflate în cont sau care urmează să alimenteze contul debitorului de la momentul înființării popririi. Firește că am zis, da, totuși codul de procedură fiscală dă o libertate mult mai mare organului de executare fiscală și procedurii de executare fiscală, pentru că, iată, inclusiv din perspectiva suspendării, se poate dispune sistare temporară, totală sau parțială, a indisponibilizării conturilor. Eu mi-am oferit un răspuns, nu știu dacă este cel corect. În schimb, cred că această nu putem ajunge la apropierea codurilor de procedură fiscală din perspectiva reglementărilor cu cel de procedură civilă, deoarece în procedura fiscală, practic, titularul dreptului de creanță se confundă cu organul de executare fiscală. De ce spun acest lucru? Pentru că titlul executoriu este emis în procedură fiscală de organul administrativ, organul de executare fiscală este în relație de subordonare cu emitentul titlului, sau de multe ori am observat chiar el îl emite, și funcționează sub forma unui serviciu, unui departament în cadrul ANAF. Deci acolo pot să spun că lucrurile sunt normal lăsate la îndemâna organului de
executare fiscală în această reglementare, pentru că practic am o confuzie între titularul dreptului de creanță cu cel care realizează procedura de executare silită. Pe când, în cazul procedurii civile, firește că lucrurile trebuiau mult mai judicios tratate, pentru că nu voi întâlni niciodată această confuzie. Iar executorul judecătoresc este cel chemat să fie foarte atent la modul cum administrează procedura, astfel încât să realizeze un echilibru al drepturilor părților fără să provoace vreo vătămare. Revenind la întrebarea primară, dacă pe perioada suspendării există vreun text de lege care să impună această operațiune de desființare, răspunsul nostru a fost și este, până la acest moment, categoric nu. Mai departe vom vedea practica judecătorească, da? Noi suntem cei care împingem actele către instanțele de executare cu opiniile așa cum ni le-am format pe baza argumentelor pe care fiecare și le construiește. Mai departe, sigur că da, așteptăm graiul practicii judecătorești. Sigur, n-am, ca practică judecătorească, cred că până la acest moment n-am văzut decât o singură hotărâre judecătorească în care, alături de dispoziția de suspendare a procedurii de executare silită, să se fi dispus și desființarea popririi. În principal, cred că acest lucru se datorează, să zic așa, lejerității cu care contestatorul tratează acest aspect, în sensul că merge pe, s-a conturat ideea, dacă obțin o suspendare a procedurii de executare silită, atunci la pachet obțin și o desființare a procedurii de executare silită, a actului de executare care mă impactează. Firește că în acest caz, atât timp cât nu există un astfel de capăt de cerere, instanța judecătorească nu s-ar putea pronunța, n-ar putea oferi o soluție într-un sens sau altul dacă nu i s-a solicitat. Probabil că instanța judecătorească ar putea să dispună în acest sens, în contextul în care din probatoriul depus pentru pronunțarea unei soluții de suspendare provizorie, de exemplu, a procedurii de executare silită, ar rezulta faptul că în contul deja poprit există excedent pentru suma pentru care s-a dispus înființarea popririi sau că au fost efectuate popriri către mai mulți terți popriți care dețin deopotrivă sumele necesare acoperirii creanței poprite. Și în acest caz, credem noi că instanța de executare ar putea dispune de desființarea popririi pentru suma ce excede cuantumului creanței indisponibilizate sau ar putea dispune poprirea la toți ceilalți terți, cu excepția unuia care ar urma să consemneze la momentul la care ar fi dispusă, ar fi judecată contestația la fond. Practic, în această situație, instanța judecătorească s-ar pronunța pe probatoriul, în baza probatoriului care a fost administrat, a fost depus spre, în cadrul alăturat cererii de suspendare. Avem situația, trecem către tema 2, avem situația în care instanța de executare, prin soluția dispusă la fond în cadrul contestației la executare, a dispus anularea procedurii de executare silită. Creditorul, pe de o parte, se plasează creditorul, care ne spune, da, dar iată că am promovat apel împotriva acestei soluții și ca atare vă solicităm să nu dispuneți încetarea procedurii de executare cu consecința desființării actelor. Pe de altă parte, avem contestatorul care spune, vă rugăm să luați act de hotărârea pronunțată și ca atare să încetați să dispuneți desființarea. În acest caz, credem că
argumentul de la care a trebuit să plecăm pe drumul analizei soluției, ce o vom adopta, este dat de dispozițiile art. 651. 651 alinia 3, unde se arată că instanța de executare soluționează cererile de încuvințare, contestațiile, precum și orice alte cereri incidente procedurii de executare. Iar în cuprinsul aliniatului 4, instanța ni se indică în mod expres că instanța de executare se pronunță prin încheiere executorie. Am zis da, avem, deci indiferent de tipul de cerere soluționată de instanța de executare, cu excepția câtorva situații, suntem în prezența unei încheieri cu caracter executoriu. Bun, atunci am zis, hai să vedem în capitolul 6, denumit contestația la executare, da? Dacă întâlnesc vreo reglementare care să-mi contrazică sau care să-mi permită menținerea în ființă a actelor de executare până la soluționarea apelului. Și aici am regăsit dispozițiile art. 720, conform căreia hotărârea de admitere sau de respingere rămasă definitivă se comunică din oficiul executorului judecătoresc și, dacă contestația este admisă, executorul este obligat să conformeze măsurilor luate sau dispuse de instanță. Privind în paralel cele două dispoziții, 651 și 720, am adoptat soluția potrivit căreia, la momentul la care contestația este soluționată în fond, trebuie să iau măsura încetării procedurii de executare silită și a desființării actelor de executare, chiar dacă se efectuează în procedura de executare silită dovada promovării apelului. Ne-am dus puțin și pe și am pipăit și reglementările pe care le regăsim în procedura contencioasă. Iar acolo am aflat, conform dispozițiilor art. 430 aliniat 4, când hotărârea este supusă apelului sau recursului, autoritatea de lucru judecat este provizorie, care zicem noi că ulterior se poate completa ca și analiză cu dispozițiile art. 448, aliniat 1, punctul 10, executarea provizorie de drept, hotărârile primei instanțe sunt executorii de drept atunci când au ca obiect punctul 10, în orice alte cazuri în care legea prevede că hotărârea este executorie. Deci, da, suntem partizanii teoriei conform căreia procedura încetează în momentul în care este admisă contestația la fond și trebuie dispusă desființarea măsurilor de executare, pentru că am considerat că nu ne oferă sustenabilitate un alt text legal care să ne conducă către concluzia că acestea ar trebui menținute. Mai departe, cum procedăm în cazul în care soluția de la fond este reformată în apel în sensul admiterii apelului? Vom fi în ipoteza în care deschidem o nouă procedură de executare sau ne aflăm în ipoteza reluării procedurii de executare, deși textul care îmi reglementează această reluare a procedurii de executare silită îl regăsim la 705, 705 care îmi reglementează reluarea procedurii de executare silită doar în ipoteza în care am avut încetarea procedurii conform 703 alin 1.2, adică datorită insolvabilității sau imposibilității de valorificare a bunului. Noi am spus că nu putem identifica un alt text care să ne convingă și care să ne ofere perspectiva unui răspuns imediat și elocvent.
În schimb, așa cum am învățat cu toții, atunci când nu identificăm un astfel de text, ne ducem către principiile generale. Și am zis, păi de ce am începe o nouă procedură de executare silită și care ar fi efectele care s-ar genera? Sau de ce am continua? Printr-o încheiere am luat act de ciclicitatea soluțiilor dispuse fond apel. Am constatat că practic a încetat cauza care mi-a generat încetarea procedurii, da? Și din această perspectivă am spus că am îmbrățișat ideea continuării procedurii de executare silită în cadrul aceluiași dosar. De altfel, dacă am fi mers pe o altă opinie, iată că pe modificările aduse prin dispozițiile legii 17 pe 2017, puteam să fiu în prezența unei proceduri de executare silită unde instrumentasem oprire, fiind competent teritorial conform codului anterior în vigoare, da? Era reformată soluția în apel, creditorul venea spunând continuă procedura pentru că, iată, am soluție în apel favorabilă, iar noi, dacă am fi mers, am fi îmbrățișat ideea deschiderii unei alte proceduri de executare silită, eram în ipoteza în care nu am mai fost competenți teritorial să instrumentăm. Însă, în același timp, firește, din perspectiva creditorului, el și-ar fi pus o întrebare corectă, dar de ce aș fi eu obligat să ocazionez alte cheltuieli de executare pentru inițierea altei proceduri de executare? Dar de ce are loc o înlocuire a executorului judecătoresc instrumentator în contextul în care eu nu am renunțat la procedura de executare, nu a fost admisă vreo soluție de recuzare, nu am solicitat înlocuirea executorului judecătoresc pe calea instanței de executare, sigur, doar am avut nefericita șansă să am o soluție nefavorabilă în fond în cadrul contestației, ulterior reformată în apel. Practic, credem că în această ipoteză se reia procedura de executare silită și se reinstituie, are loc practic o reinstituire a măsurilor de executare silită. Este foarte adevărat, din perspectiva debitorului persoană de drept privat, în contextul în care pe această perioadă a procedat la înstrăinarea unor bunuri sau venituri din patrimoniul său, ele nu mai pot fi aduse decât pe calea anulării acestor acte de înstrăinare, nu avem un alt remediu pe care să-l recomandăm creditorului. Ne-am pus problema cu ce, care va fi și de altfel analiza modului în care distribui sumele de bani o fac conform dispozițiilor art. 865. Așa cum am aflat și de la panelul întâi, problema stringentă din punctul de vedere al ordinii temporale cu care reinstitui poprirea apare în cazul în care debitorul este o instituție de drept public. De ce apare această situație acolo? Pentru că avem reglementarea OMFP-ului 2336, unde ordinea plăților se face din perspectiva terțului poprit trezorerie raportat la anexa 2 transmisă de către debitor, dar în ordinea instituirii popririi. Acesta ar fi un argument pentru care zicem noi că pe această succesiune de încetare, reluare, suntem îndreptățiți să solicităm terțului poprit instituirea popririi cu menținerea ordinii temporale de la prima instituire. Cam acestea au fost argumentele. Temele sunt destul de vaste, astfel încât pe viitor așteptăm
Nu știu dacă temele sunt vaste, mi-e teamă că temele sunt înguste, dar răspunsurile sunt, sunt vaste, ceea ce e mai, mai rău. Mulțumim pentru prezentarea celor două subiecte. Și în aceeași logică în care ne-am petrecut jumătate de zi aproape, o să dau cuvântul doamnei Gabriela Vintilă, fără a lua întrebări acum pe aceste ultime două teme. Întrebările vom centraliza la final și mâine dimineață la prima oră mergem la minister cu propunerile de texte, da? Dau cuvântul doamnei Gabriela Vintilă. Mulțumesc. Care are un fel de temă concluzie. Să sperăm. Adică titlul era Rolul terțului poprit. Păi terțul poprit este victima de serviciu. Doamna Gabriela Vintilă este șef servicii litigii la UniCredit. Deci va vorbi ca ultrapractician despre acest subiect. O ascultăm cu interes. Da. Revenim la mult discutata poprire bancară și la provocările terțului poprit, pentru că este o postură destul de ingrată și... voi sări peste introducere, voi încerca să preiau ultimul subiect pe care l-a abordat doamna judecător mai devreme, referitor la concursul de poprire, așa numitul concurs de poprire, reglementat de 789. Concurs de popriri pe care l-aș numi mai riguros o coexistență a mai multor urmăriri silite prin poprire. Vreau să mă refer astăzi și la concursul de poprire fiscală și civilă, dar cred că tema asta ar fi bine să facă obiectul unei dezbateri separate, pentru că sunt foarte multe aspecte și acolo de clarificat. Mă voi limita acum la această prevedere din codul de procedură civilă, care reglementează, este destul de evident din modul în care este formulată, concursul de popriri civile. Avem popriri înființate de executori judecătorești din exprimarea textului, nu de organe de executare, care ar fi putut include și organe de executare fiscală. O mică paranteză ar fi că în codul de procedură fiscală lucrurile sunt mult mai clare din perspectiva asta, adică acolo nu se face niciun fel de distinție, vorbim de concurs de popriri înființate de mai mulți creditori, atât fiscal cât și civili. Textul nu face distinție și articolul 236 din codul de procedură fiscală se referă cu siguranță la acea ipoteză a concursului de popriri fiscale și civile. Prin urmare, 789 cod procedură civilă se referă la concursul de popriri civile. Situația premisă este aceea în care sunt înființate mai multe popriri de către executori judecătorești diferiți, iar sumele pentru care s-a dispus înființarea popririi depășesc suma urmăribilă. Reglementarea asta este în mod evident valabil atunci când avem un concurs, practic avem un concurs de poprire asupra sumelor viitoare sau cu scadențe viitoare sau în orice altă situație în care înainte de împlinirea termenului de virare a sumei indisponibilizate se înregistrează cel puțin încă o adresă de înființare a popririi. Practic terțul poprit fie face, nu apucă să facă o plată în cadrul primei popriri și primește o altă adresă de înființare a popririi, fie vorbim de sume cu scadențe viitoare unde obligația de indisponibilizare și de plată subzistă. Deci cam asta ar fi ipoteza și foarte important acea condiție cu privire la faptul că suma urmăribilă din veniturile debitorului nu acoperă sumele din adresele de înființare a popririi. Desigur, putem avea concurs și în situația în care sumele pentru care se dispune înființarea popririlor acoperă suma urmăribilă din veniturile debitorilor, doar că debitorului, doar că aceea este o situație care nu ridică dificultăți nici teoretice, nici practice, sumele se plătesc și creanțele sunt îndestulate, prin urmare relevanță pentru o discuție astăzi ar fi acea situație în care sumele urmăribile ale debitorului nu acoperă sumele din adresele de înființare a popririi.
Aș vrea să remarc faptul că în formularea articolului 789, obligațiile terțului poprit sunt în ordine și subliniez asta următoarele. Obligația de a reține și consemna în termenul prevăzut la 787, adică în acele 5 zile, suma urmăribilă, după care este menționată obligația de a înștiința executorii judecătorești care au înființat popririle. Din topografia acestui text, aș spune, enumerarea ne trimite la obligația primordială de a reține și consemna suma urmăribilă, după care terțul poprit ar trebui să înștiințeze executorii care au înființat popririle. Obligația de consemnare, mă opresc asupra ei și aș spune că este eliptic exprimată. De ce? Pentru că textul nu spune unde anume ar trebui să fie plătită suma respectivă, întrucât prin ipoteză avem mai mulți executori care au înființat mai multe popriri, consemnarea nu se poate face decât integral într-unul din conturile de consemnare indicat. Textul nu precizează, aș spuneam, în contul cărui executor să se facă plata, în schimb se face o precizare foarte importantă referitoare la, aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor articolului 654, care este sediul materiei pentru conexarea executorilor, este norma de referință din partea generală a executării silite în materie de conexare. Aplicarea corespunzătoare a articolului 654, la ea ne trimite ultima teză a aliniatului 1 din 789 și dacă ne ducem la acest text, putem spune că aplicarea lui corespunzătoare reclamă în mod necesar existența unei hotărâri de conexare a executărilor de către instanța de executare. Orice altă interpretare ar lipsi de conținut trimiterea la dispozițiile acestui articol. Deci nu se poate imagina aplicarea corespunzătoare a articolului 654 altfel decât în prezența unei hotărâri de conexare care să fie adusă la cunoștința terțului poprit. Dacă mergem pe această teză și o admitem, ar trebui să schimbăm puțin ordinea de efectuare a operațiunilor stabilite de lege în sarcina terțului poprit, în sensul că prima dată, după indisponibilizarea sumei și înștiințarea executorilor judecătorești care au înființat popririle, terțul poprit ar trebui să primească încheierea instanței prin care s-a dispus conexarea executărilor și abia ulterior acestui pas ar putea fi în măsură să consemneze suma în contul executorului competent să facă distribuirea, așa cum ne spune 789 aliniatul 2. Lipsa încheierii instanței care îi revine competența exclusivă de a desemna executorul la care urmează să se facă executările, la care urmează, de fapt, să se facă o singură executare, conexându-se executările silite începute, terțul poprit nu poate stabili în mod judicios contul în care ar trebui să consemneze suma. Pe de altă parte, în materia, în accepțiunea codului de procedură civilă, terțul poprit nici nu poate face distribuirea. Există text clar în 788 aliniatul 1 care spune că executorul judecătoresc este cel competent să facă distribuirea sumei de bani consemnate. În practică, cazurile de conexare, după cum știți, cred că toți din sală, sunt foarte rare și motivele pentru care, rațiunile pentru care se întâmplă asta, nu le discutăm aici și exced discuției. Aș spune doar că opțiunile terțului poprit în această situație sunt deopotrivă riscante. Dacă indisponibilizează suma urmăribilă fără să efectueze nicio plată, ar fi o primă ipoteză, și iar înștiința doar pe executorii care au înființat popririle, solicitându-le încheierea de conexare, în mod evident, terțul poprit ar risca nerespectarea termenului de 5 zile prevăzut de articolul 787. Implicit ar risca formularea unei cereri de validare împotriva sa. Dacă indisponibilizează suma, dă eficiență rolului de conservare al adresei de înființare a popririi, însă în materia popririi executorii, măsura conservării nu este, evident, suficientă. Ea trebuie urmată de plata efectivă a sumei indisponibilizate. Aș adăuga în plus că
o astfel de abordare, să zic, are un evident efect dilatoriu, în sensul că termenul de 5 zile ar trebui prelungit până în momentul în care terțul poprit ar primi încheierea instanței de executare. Amânarea momentului plății peste acel termen de 5 zile este evident în discordanță cu natura suplă și rapidă a procedurii popririi. Prin urmare, o asemenea abordare este cumva exclusă din punctul meu de vedere. Cealaltă ar fi că terțul poprit decide să consemneze suma în lipsa încheierii instanței, neavând cumva altă alternativă și niciun alt reper legal, să zicem. Însă, evident, trebuie să stabilească în care dintre conturile de consemnațiuni virează suma. O opțiune, aș zice eu, ar fi aplicarea criteriului cronologic, se practică, cred, în destul de multe instituții bancare. Ce înseamnă criteriul cronologic? Ar însemna că suma se consemnează în contul executorului, a cărui adresă de înființare a fost prima dată înregistrată la instituția bancară. Chiar și în acest caz, riscul de validare subzistă. De ce? Pentru că criteriul cronologiei înregistrării adreselor de primire, înregistrarea adreselor de înființare a popririi, nu este în mod expres prevăzut de lege. Prin urmare, ar fi un criteriu pentru care optează terțul poprit în lipsa unei prevederi din lege. Este totuși o soluție care poate fi adoptată dacă ne uităm și la criteriile prevăzute de articolul 654, care în esență spun că executorul competent să facă executarea silită este cel care a transmis, cel care a îndeplinit actul de executare cel mai înaintat, ori față de terțul poprit, executorul care a transmis prima adresă de înființare a popririi, este executorul care a îndeplinit actul de executare cel mai înaintat. Ar fi un argument și un altul ar fi evident unul de interpretare logică, în sensul că legea trebuie interpretată astfel încât să-și producă efecte. Terțul poprit trebuie să găsească practic o soluție pentru a-și îndeplini obligațiile legale. Aș mai spune cumva că în oricare din variante formularea unei cereri de validare nu este exclusă, însă cred eu că nu s-ar putea reține o atitudine culpabilă din partea terțului poprit care să justifice validarea împotriva sa. Cam asta ar fi pe concursul de popriri civile. Ar mai fi fost interesant, poate, de discutat și în acord cu ce s-a mai spus anterior, referitor la interesul terțului poprit în formularea cererii de conexare. Sunt destul de rare situațiile în practică. În opinia mea, la o primă vedere, aș spune că o asemenea cerere formulată de terțul poprit în condițiile în care codul de procedură civilă îi lasă practic acum la îndemână doar formularea de apărări în instanța de validare e destul de discutabil. Dacă poate sau nu să preia această inițiativă activă, să răstoarne puțin rolul pasiv pe care îl conferă codul de procedură civilă, cel puțin acum pe reglementarea existentă. Cum spuneam, mi-aș fi dorit să discutăm și despre concursul de popriri fiscale și civile, dar cred că ar fi mai interesant să avem și sesiunea de întrebări și răspunsuri, să avem o discuție mai dinamică. Mulțumesc! Da, e greu de făcut un clasament al dificultăților și, într-adevăr, al dilemelor care se poate confrunta un terț poprit și nu trebuie făcută nedreptate niciunea din cele 7-10 probleme posibile, dar s-ar putea cazul de la 789 aliniatul 1 să merită un loc de Champions League, ca să zic așa, cu atât mai mult cu cât, în afară de dificultatea teoretică în sine, avem și un aspect foarte important de statistică
Nu e deloc rar întâlnită situația de a avea două sau trei popriri, să zicem de cele doar civile, sunt cele mai multe. Adică în afară de dificultatea intrinsecă a problemei, reprezentativitatea ei în practică este cea care iarăși lasă loc unor sugestii de ajustare a reglementării, pentru că practic ce, și nu vreau să confisc timpul, că ar fi o confiscare și specială și extinsă, alocat sesiunii întrebări și răspunsuri. Exact, nu avea să confisc timpul alocat intervențiilor, dar vedeți încă o dată ce eficient în a crea neclaritate poate fi un singur cuvânt sau o formulare foarte dragă legitură atunci când e târșeală să mai meargă în detalii și spune aplicându-se în mod corespunzător. Și întinderea corespunderii și măsurarea corespunderii este cea care creează problema. Corespundere înseamnă tot alineatul întâi, inclusiv partea de procedură, că până depun cea de conexare deja mi s-au zburat alea 5 zile, critice, maximale, alea un termen maximal, nimic nu mă împiedic, adesea popii să consumez imediat. Sau este de fapt trimitere doar la criteriul substanțial, să-mi aleg atât că știu eu că adesea popit, să văd numele de înregistrare ale popiilor în bancă și să văd care este ordinea și atunci asta ar fi... Este dificil, se poate, microfon. Nu se poate face aplicarea criteriilor din 654 pentru că terțul poprit ar trebui cumva să aibă mijloacele pe care doar instanța le are la dispoziție. Vorbim de actul de executorul care a îndeplinit actul de executare cel mai înaintat, iar în cazul în care sunt în același stadiu, regula reziduală este executorul care a început cel din tâi executarea. Terțul poprit în acel interval scurt de 5 zile nu are cum să facă această analiză și așa cea verificare. De asta spuneam că până la urmă criteriul cronologic, cronologia înregistrării adreselor de înființare a popririi la instituția bancară este cumva cel mai apropiat de intenția legiuitorului din 654, care cumva îi dă preferință executorului celui mai diligent. Este cumva, spre asta converge textul, sau spre asta converg criteriile de acolo. Executorul cel mai diligent este executorul preferat. Eventual, întrebare tendențială din sală, ce te faci dacă ai două popriri în aceea zi, se apelează la criteriul sacrosanct judiciar, repartizarea aleatorie a popririi către asumei, către executorul fericit. Da, da, sigur. Mai ales la cele prin poștă, dacă se deschide plicul după amestec. Deci, Q&A, sau cum se spune, înainte era întrebări și răspunsuri, era în limba română, dar totuși trebuie să noi să ne adaptăm. Întrebări deocamdată, deci nu sunteți obligați de a și răspunsurile. Sau era chestia că ascultând în răspunsurile dumneavoastră, ne amintim ce a vrut să întrebăm. Vă rog, microfon avem? A plecat purtău? Găsim. Curiozitatea apropo de situația aceasta a popririlor care sunt transmise de executori judecătorești diferiți în atenția celui șters poprit. Dacă s-ar realiza conexarea despre care se face vorbirea în articolul 789, înțeleg că distribuirea se va face de către executorul judecătoresc pe rolul căruia sunt conexate executările silite, potrivit dispozițiilor articolului 864 și următoarele. Consecința deci ar fi că suma de bani pe care ar vira o terțul poprit s-ar repartiza proporțional între cei doi creditori urmăritori? Pentru că ar fi bănuiesc amândoi creditori chirografari care ar avea vocație la această sumă, plată făcută în cadrul unei executări silite care în urma conexării le-ar beneficia amândurora. Da, practic, suma, terțul poprit virează întreaga sumă urmăribilă din veniturile debitorului, deci tot ce are disponibil, în contul executorului la care a desemnat să facă executarea. Iar executorul distribuie suma între creditorii aflați în concurs în funcție de creanțele care participă la executare. Ordinea este ordinea de preferință stabilită la 865, cred că e. Uh-huh. Da? Și nu știu dacă speța concretă cu creditor chirografar, depinde, am spus, în funcție de creanțele care vin în concurs la executare. Poate să fie creditor chirografar, dar ordinea este cea de acolo. Eu mă întreb dacă nu cumva în această situație, pentru că plec de la premisa că sunt creditori, plec de la premisa că sunt creditor chirografar și suma s-ar distribui proporțional. Dacă nu cumva din această soluție a legiuitorului,
ar trebui să înțelegem faptul că nu contează ordinea în care executorii judecătorii își transmit adresele de înființare a popririi. Nu are dreptul creditorul urmăritor care a, în beneficiul căruia a fost transmisă prima adresă de înființare a popririi, să invoce prioritatea adresei sale în raporturile cu cel de-al doilea creditor urmăritor. Pentru că dacă ar fi fost așa, atunci soluția aceasta s-ar fi menținut de către legiuitor și în situația conexării dosarelor de executare. Adică în continuare s-ar fi prevăzut că și după conexarea dosarelor, prioritate la distribuire are cel care a transmis prima adresă de înființare a popririi. Ori văd că soluția nu este aceasta. Nu trebuie să facem confuzie între prioritatea la distribuire și ordinea de distribuire din 865 și pur și simplu executorul la care se face, executorul care face această distribuire. Există două chestiuni distincte. Care dintre executorii care transmit adresa de înființare a popririi este competent să primească până la urmă suma de la terțul poprit și să o distribuie mai departe la creditori? Da? Deci asta este o chestiune. Care dintre ei este îndreptățit să primească, să-i se vireze suma în contul de consemnațiuni? Asta este prima problemă. Da? Următoarea este ordinea de preferință, ordinea de distribuire de la 865, pe care executorul o analizează și face distribuirea în funcție de creanțele care vin în concurs la urmărirea silită. Nu știu dacă mi-am exprimat suficient. Eu atât am înțeles din întrebare și atât. Cred că se întâmplă în practică ca în momentul în care se constată că sunt mai multe popriri înființate pe același cont, creditorul care are o temei de preferință la distribuirea creanței încearcă să forțeze mâna terțului poprit și să-l facă să-i consemneze lui la dispoziție suma respectivă, deși pe criteriu cronologic nu ar fi el primul cel care a emis adresa de înființare a popririi, ci, de exemplu, un creditor chirografar, care în ordinea de preferință ar fi undeva mult mai jos. Bănuiesc că asta e, de fapt, problema. Eu plecam de la premisa în care amândoi creditorii sunt creditori chirografari. Și prin urmare, niciunul teoretic nu ar putea să-i opună o preferință celui de-al doilea în distribuirea sumei de bani. Din punctul meu de vedere, terțul poprit nu ar trebui niciodată să-și bată capul și să stabilească calitatea creanței sau calitatea creditorului. Pentru el, creditorii sunt egali, absolut egali, nu contează că sunt ipotecari, gajiști, chirografari, știu eu ce alt rang de preferință, stat sau așa mai departe. Prin urmare, singura problemă pe care trebuie să-și o pună terțul poprit este cum interpretează și cum aplică 789 alineatul 1. Mie mi se pare că soluția oferită de practică și expusă de colega noastră cu privire la consemnarea la dispoziția executorului care a emis primul, care a comunicat primul adresa de înființare a popririi, este cea mai corectă și cea mai safe pentru toată lumea. Pentru că terțul poprit nu va fi acuzat că nu va putea fi acuzat într-o eventuală validare de poprire că a avantajat pe vreunul dintre creditori. Acest criteriu al cronologiei este, dacă vreți, cel mai obiectiv și cel mai apropiat de 654 Cod Procedură Civilă. Mie mi se pare că este chiar foarte bine pus la adăpost în situația aceasta de eventuală validare a popririi. Ar mai exista însă o interpretare paralelă a lui 789, în sensul că un terț poprit ar putea să-și imagineze că ar putea să consemneze suma respectivă într-un cont separat la dispoziție instanței de executare. Ceea ce n-ar fi greu de imaginat, că acum instanța de executare e un pic mai ușor de determinat decât era înainte de modificarea codului. Aș spune însă că este mult mai dificil pentru acest terț poprit să scape în mod efectiv de suma respectivă de bani, pentru că acea recipisă de consemnare va rămâne asupra lui. Prin ipoteză, el nu are nici interesul și poate că nici nu consideră necesar să sesizeze instanța de executare cu privire la conexarea executărilor. Prin urmare, ar rămâne cu o recipisă de consemnare în buzunar pe care ar trebui să o remită acelui executor determinat de instanța de executare ca fiind competent să procedeze la distribuire. Ceea ce s-ar putea totuși să-i atragă un risc pe planul validării de poprire, pentru că practic, suma respectivă nu ar ajunge să fie consemnată în sensul pe care cred eu că de fapt îl are 789.
Dacă 789 ar fi vrut să zică consemnat la dispoziția instanței, ar fi zis lucrul acesta. Practica a mers repetat spre cealaltă interpretare, în sensul de a fi dați banii primului executor care a făcut poprirea, și cred că aceasta este calea cea mai sigură pentru toată lumea. În niciun caz nu mi-aș pune problema ce fel de creanțe e în concurs, ce fel de creanțe sunt în concurs. Da, adică, bine, soluția mai sigură ar fi în genul, domnule, o consemnez la dispoziția instanței și băteți-vă între voi și mă anunțați când ați rezolvat-o. Dar în viață soluțiile sigure sunt și cel mai costisitoare, pentru că inevitabil unul dintre cei doi executori va fi preferit. Asta se va afla rapid, peste vreun an, un an jumate, și se va pune problema dobânzii legale penalizatoare. Pentru că instituția credinței va trebui să spună, dar de ce a durat atât de mult să fac un gest pe care ar fi trebuit să le fac în primele 5 zile. Deci ar avea siguranța că n-a greșit pe virament, că el virează ăla ca câștia distanță. Da, să faci asta după un an, după ce s-a clarificat situația, e complicat. Facilitatea determinării instanței de executare. Există o decizie, cel puțin una pe care am citit-o în alte curți, pe un conflict de competență și pe executări începute, una sub Imperiul Vechiului Cod de Procedură Civilă și alta sub Imperiul Actualului Cod de Procedură Civilă, iar instanța de executare competentă în exprimarea lui 654 este instanța în circumscripția căreia a început prima executare, iar în alta curte de casație a stabilit că vorbim aici de începere efectivă a executării, adică este vorba despre instanța care a dat prima închiere de încuvințare a executării silite. Ori nu știu dacă e chiar atât de ușor de identificat instanța de executare, mai ales că am zis, terțul poprit are destul de puține informații la dispoziție și acum, pentru că tot vreau să ating puțin codul de procedură fiscală, pe ultima modificare, în adresa de înființare de la organele de executare fiscală, după cum știți probabil, s-a eliminat obligativitatea de a exista mențiuni cu privire la titlul executoriu sau natura debitului urmărit. Se precizează doar cuantumul sumei urmărite, ceea ce este minunat dacă ești terț poprit și trebuie să faci distribuire conform codului de procedură fiscală și conform 236 și 258, adică nu ai niciun fel de element după care să te orientezi ca să poți să stabilești ce creanțe ai și cum ar trebui făcută distribuirea, da? Deci asta este o modificare minunată care, din câte am văzut în expunerea de motive, am căutat-o și am găsit-o, își dorește să simplifice conținutul articolului 229 și, bine, este un viitor luminos care ne așteaptă, dar deocamdată nu-l întrezărim. Da. Am și eu o întrebare, e vorba de un terț poprit angajator. Este înființată poprire pe veniturile salariale a unui salariat, o treime din venituri, un contract de credit, apare un al doilea contract de credit, deci o altă poprire, se extinde poprirea până la 50% din venit, după care apare pensia de întreținere, o sentință prin care este obligat la plată 25% din venit, pensie de întreținere până la vârsta de 26, până la terminarea studiilor, dar nu mai târziu de 26 de ani, plus până la 50% pensia datorată de la data introducerii cererii. După două zile, mai vin două titluri, unul de la ANAF, amenzi, și unul de la primărie, taxe și impozite. Așa astea-s toate? Deocamdată. De la cine așteptați răspunsul? Aveți grijă pe cine nominalizați. Eu am spus că am un coleg în sală care sigur v-ar putea răspunde. Bine, este chiar o speță complicată și apropo de ce trebuie să facă terțul urmărit și până unde se poate întinde urmărirea, care sunt limitele, cum le stabilim. Avem și un concurs, avem și o pensie de întreținere.
Nu cred că doriți un răspuns punctual. Da. Da. Problema de principiu. Problema de principiu, da. Deci, în esență, aplicăm coroborat normele privind ordinea de distribuire, limitele de la 729, da, și orice altceva ne-ar putea ajuta. Ca să zic așa. De la diversi terspopriți care pot răspunde în felul următor, vă rugăm frumos să ne înaintați sentința / încheierea prin care s-a dispus conexarea executărilor silite. În momentul în care vom afla, ne veți înainta această încheiere / sentință, vom vira sumele de bani executorului judecătoresc la care s-a dispus conexarea dosarelor de executare silită. La codul de procedură fiscală, 220 mă refer, cred că un terț poprit nu mai este atât de securizat în decizia pe care o adoptă în sensul de a transmite suma poprită către organul de executare fiscală, pentru că, iată, acolo, în anumite condiții, avem noțiunea de conexare a executării fiscale cu cea judecătorească în condițiile lui 654. Deci atenție, pentru că într-adevăr în acea ipoteză terțul poprit nu poate avea întrunite condițiile pentru a analiza cu acuratețe natura creanței fiscale, iată, nu mai aveți prevăzută în cuprinsul actului de poprire sau al titlului ce vi se transmite. Identică situația și pentru poprirea civilă, unde de multe ori poate nu realizați exact care este natura și dacă este grevată creanței, dacă este grevată de un drept de preferință și așa mai departe. Da, în materie civilă nu face terțul poprit distribuirea. Aici este diferența. Acolo avem noua, să zic așa, formulă a conexării conform... Vorba de aliniatul 11, nu știu dacă nu, în cazul în care, deci în fiscal, în cazul în care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai mulți creditori, terțul poprit anunță în scris despre aceasta pe creditori și procedează la distribuirea sumelor potrivit, normal, organul de examinare fiscală este ocupat, nu are și el agenda lui, și atunci terțul poprit trebuie să ducă și la cursul de executare silită, nu ca să afle cum este el poprit, ci cum se face distribuirea creanței. O chestiune simplă, sunt vreo 10-15 categorii de creanță, nu e mare lucru. Adică dacă ai studii juridice superioare, cred, te poți descurca. Și problema este, e complicată, pentru că nu toți terții popriți sunt bănci. S-a pus aici problema unui angajator care ar trebui să nu mai aibă obiect de activitate, să intre în bibliotecă, pentru că numai puțin consecința unei validări de poprire poate să fie, în perspectivă, intrarea în insolvență a acelui angajator. În momentul în care ajunge debitor pe un titlu executoriu cu obligație de plată, că el a plătit cum a crezut mai bine, în acel moment, de la un incident al poprii într-o executare silită cu un debitor angajat, ajungem la alte cazuri de suspendare executării silite prin efectul deschiderii insolvenței potriva angajatorului. Da. Din punct de vedere civil, dumneavoastră comunicați sigur cu organul de executare care, apropo de ce s-a spus aici, cred că vă mulțumește această situație, dar ca să tragem și o morală din exemplu pe care l-ați inițiat, probabil că în contractul individual de muncă ar trebui pus un fel de pact comisoriu pentru situația în care angajatul are nu mai mulți creditori, ci printre ei și un creditor fiscal, ca să fie mai ușor să... Vă rog, aici. Așa. Pare legată de speța menționată de noastră, în care aveați un creditor intervenient care ulterior a început o executare silită și a cerut conexarea. Mă gândeam dacă dispoziția, și am avut o speță recent, dacă dispoziția articolul 713, aliniat 4, dacă nu mă înșel, care prevede creditorii neurmăritori pot formula o cerere de intervenție dacă după ce au intervenit, mai ales în situația în care au intervenit pe un titlu executoriu care le permite nu numai distribuirea, ci și efectuarea de acte de executare, mai pot începe pe cale separată o executare silită. Și dacă
într-o contestație la executare, debitorul ar putea invoca dublarea creanței, dublarea cheltuielilor de executare, pentru că există, la cele două momente s-au stabilit și cheltuieli de executare, s-au stabilit și creanța. De putut este limpede că pot. Problema este dacă își pierd calitatea de intervenient în executarea față de care au formulat cerere de intervenție. Din păcate, nu avem reglementare. Mie mi se pare că, din nou, ne lovim de naivitatea codului de procedură civilă care pornește de la ipoteze simple și termină cu ipoteze simple. Nu își complică niciodată existența în a reglementa, nici măcar de principiu. Mărturisesc că nu am avut de tranșat niciodată în concret această problemă. Însă, repet, faptul că a intervenit la un moment dat într-o executare un creditor neurmăritor nu face ca el să nu poată proceda ulterior la demararea propriilor demersuri de executare. Evident că riscă, odată ce pornește propria sa executare silită, să ajungă la conexarea executărilor, ceea ce înseamnă că nu-și mai alege executorul, că nu mai poate merge în continuare în executare cu executorul desemnat de el, ci va trebui să meargă la executorul care, în mod evident, este mai avansat în actele de executare, deci probabil cel pe lângă care, cel la care a formulat cerere de intervenție. Prin urmare, din punct de vedere calitativ, între creditor intervenient și care a intervenit pe titlu și creditorul urmăritor, nu există diferență. Păi, nu. Problema este că creditorul intervenient, prin ipoteză, are capacități destul de restrânse față de un creditor urmăritor concurent. Păi, dacă ai asta intervenit pe un titlu, aici e problema, că el are un titlu executoriu. El are un titlu, nu suntem în ipoteza în care au luat măsuri asiguratorii sau când da, a intervenit pe... Deci el are un titlu între el și un urmăritor, atunci nu mai există diferență calitativă. Și atunci pur și simplu și-ar dubla creanța. Nu își dublează sub nicio formă. Și-ar dubla creanța, și-ar dubla procedurile. Că el va spune, vă rog frumos, nu-mi dați de două ori suma, dar el merge pe două turnante. El intervenit în procedura în care a intervenit, da? Și este și urmăritor, evident, în legătură cu un alt executor. Mie mi se pare că nu-și dublează nici măcar procedurile. Mie mi se pare că... Păi, problema lui. Acum, e o chestiune de gestionare a propriilor interese, dacă vreți. Din punctul meu de vedere, intervenția dă prioritate sau dă dreptul de a participa la distribuirea sumelor. Prin ipoteză, creditorul intervenient nu poate solicita acte de executare care se exceadă cu mult actelor de executare efectuate în cadrul urmăririi în cadrul căreia intervine. Asta e o altă problemă de interpretare și mă tem că excede discuțiilor de astăzi. Este opinia mea, nu știu în ce măsură este regăsită în practică ca atare. Din punctul meu de vedere, creditorul intervenient intervine în principal pentru a participa la distribuirea de sume. Putem discuta în ce condiții poate cere el să se continue executarea silită în situația în care, odată ce s-au distribuit sumele, este satisfăcut creditorul urmăritor, iar el rămâne în acea executare silită și ar vrea să continue prin solicitarea de acte de executare în continuare, însă dacă ajungem în ipoteza în care este și intervenient pentru a participa la distribuire și în paralel își face și propria executare silită, executorul acela la care el a intervenit nu are niciun motiv să-i mai realizeze acte de executare silită în continuare după ce el a participat la distribuirea de sume. Cumva, mie mi se pare că este o extindere a textelor legale de la intervenție care excede mult intențiilor legiuitorului. Faptul că i-a scăpat la un moment dat această afirmație că creditorul intervenient poate solicita în anumite condiții efectuarea de acte de executare nu înseamnă că i-a spus unui creditor, tu n-ai decât să intervii, participi la distribuire și după ce se îndestulează urmăritorul, continui tu executarea aia silită. Nu asta trebuia să spună, nu asta îi spune. Deci, aș zice să ne oprim aici cu discuția, că dacă mai stăm o zi jumate, dacă e nevoie pe problema asta. Mai sunt două mâini ridicate, am văzut eu, da, să văd, chiar trei. Sunt și participanți care n-au ridicat încă mâna, dar avem timp.
Bună seara! Tot din perspectiva terțului poprit aș vrea să ridic o problemă, respectiv aceea când terțul poprit are, să spunem, o situație duală cumva. Pe de o parte este într-adevăr creditorul debitorului urmărit, dar pe de altă parte debitorul debitorului urmărit, dar pe de altă parte are un raport juridic, să spunem, de credit cu debitorul respectiv și atunci el are calitatea de creditor. Dacă aceste raporturi se mai și întrepătrund, să zicem, într-un card de credit, atunci lucrurile sunt cât se poate de complicate și colac peste poză vine adresa de poprire în care instituția de credit este obligată să indisponibilizeze toate sumele care ar putea să intre în conturile, în conturile băncii și astfel se vede pus în situația de a nu-și mai putea încasa vreodată sumele pe care respectivul debitor le-ar datora, chiar dacă debitorul ar dori să o facă și nu, care ar fi remediu, să spunem, din punctul dumneavoastră de vedere cu privire la această situație? Schimbarea reglementărilor în ceea ce privește posibilitatea instituțiilor bancare de a se îndestula cu prioritate în situațiile, în această situație, bănuiesc că la aceasta vă referiți. Deci avem un contract de credit, un cont în care se rulează acea linie de credit, vine frumoasa poprire și practic instituția bancară nu își va mai putea reține niciodată sumele datorate cu titlu de rate, da? Pentru că trebuie să opereze acea indisponibilizare și formal vorbind, într-adevăr, instanțele nu au acceptat o astfel de scuză din partea terților popriți bănci pentru a reține sumele respective, pentru simplul motiv că ei nu au început o executare silită, nu pot să rețină, ei nu pot fi executorii propriilor lor creanțe. Pe de altă parte, mai avem o problemă în ceea ce privește modul în care este reglementat de părți prin contract la ajungerea la scadența ratelor, modul în care se face plata și stingerea obligației, pentru că, din câte știu eu, în contracte de credit se stipulează sau se stipula la un moment dat faptul că lunar sau, mă rog, la un anumit interval de timp se retrage din contul bancar suma datorată cu titlu de rată. Prin urmare, cumva s-ar putea spune că această instituție bancară are un instrument nu neapărat juridic, ci, dacă vreți, unul faptic prin care să-și rețină sumele de bani respective. Nu știu ce remediu să vă dau. V-am zis, instanțele au fost destul de drastice în a spune, păi, creditorul bancar care mai și gestionează contul este la fel de creditor ca și ceilalți care execută silit, numai că el nu are o executare silită. E drept că nu este corect. Da. Da. Atunci se complică și mai tare. Da. Este la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, este o ipoteză în care este și creditor garantat. Pentru ipoteza în care nu este creditor garantat, într-adevăr lucrurile sunt ceva mai complicate, dar ne putem gândi că s-a tot discutat de compensație, dacă sunt îndeplinite condițiile compensației și dacă poate opera aceasta. Cumva, pentru că înseamnă că am creanțe, două creanțe, certe, lichide și exigibile. Dar ele trebuie să fie într-adevăr certe, lichide și exigibile pentru ca să opereze o compensație. Da? Eu, la rândul meu, eu sunt creditor față de debitor, el este creditor față de mine pentru sumele de bani din cont și care ar fi, da, supuse și popririi. Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră că din punct de vedere tehnico-juridic așa este, numai că contraargumentul pe care l-am auzit foarte des în instanțe este bun în cazul ăsta, înseamnă că un cont de credit, un cont de creditare, de linie de credit și rambursare, nu ar mai putea fi niciodată poprit. Pentru că, prin ipoteză, întotdeauna banca își va putea retrage cu prioritate sumele de bani cu care este creditat contul, nu rămâne nimic în exces. Prin urmare, nu am cum să institui vreodată poprire pe acel cont, deși culmea, în el, debitorul meu își rulează sume poate chiar importante de bani. Nu discutăm despre ipoteza în care avem ipotecă sau alt drept de garanție. Acolo, într-adevăr, e mai dificil. Avem niște cheltuieli de executare care nu sunt preferate nici contractului de credit garantat cu ipotecă. Nu-i dă cu
posibilitatea terțului poprit bancă, nici în situația expusă de doamna profesor, să aibă un drept total asupra acelor sume. Pentru că indic, chiar dacă își face o executare silită proprie, chiar dacă nu face executare silită, chiar dacă optează pentru orice variantă, doar simpla operațiune de a-și retrage el cu prioritate, fără a respecta sub nicio formă dreptul de preferință dat de către codul de procedură civilă și de către lege. Pentru că dacă are ipoteca, atunci are preferință. Are preferință, dar nu față de cheltuielile de executare. Un creditor chirografar. Care are niște cheltuieli de executare plătibile la executorul judecătoresc, iar aceste sume au preferință și față de ipoteca mobiliară garantată a egrămâi și toate celelalte aspecte. Față de orice drept de preferință. Cheltuielile de executare sunt primele. Da, numai că îmi pare rău, dar din păcate nu vă ajută textele, pentru că ca să ajungi să spui problema ordinii de preferință și să o soluționezi în favoarea cheltuielor de executare, trebuie să treci de faza popririi și mai ales a consemnării sumei în contul executorului. Și să treci de peste faptul că terțul poprit își retrage el cu prioritate toate sumele, încălcând astfel acest text de lege. Da, păi tocmai de asta s-a și ajuns la... Chiar dacă este ipotecă mobiliară garantată. Păi și le trage, iertați-mă, că sunt ale lui. Debitorul ăla există sau subzistă sau supraviețuiește prin sumele respective de bani. Adică... Și ce mă fac cu sumele care sunt cheltuieli de executare? Da, la acelea aveți prioritate numai în măsura în care se consemnează și în raport de ce se consemnează în contul executorului. Se consemnează că sunt retrase cu prioritate. Da, într-adevăr, asta rămâne de tranșat pe terenul validării de poprire, unde na, soluțiile sunt... Îmi cer scuze că sunt, dar ne întâlnim de foarte, foarte, foarte multe ori cu această situație. Într-adevăr, este un creditor și execută creanța garantată, înscrisă în aegrâmă, dar încalcă, din punctul meu de vedere, da, textul și din păcate acesta. Se pare că în practică n-am găsit o soluție prin care să împăcăm interesele, prin urmare discuțiile vor continua, cred, o bună bucată de timp, cel puțin până nu apare o reglementare. Eu am văzut, sunt și practica nu e unitară, în primul rând că nu e unitară, da? Sunt și soluții într-un sens și în celălalt. Au fost și soluții care au recunoscut hotărâri judecătorești prin care s-a recunoscut acest drept al creditorului de a... reține cu prioritate în condițiile în care avea ipotecă mobiliară asupra contului sumele respective din bani. Acum, dacă e să vorbim de persoanele juridice, de regulă au conturi la mai multe bănci. La unele bănci au linii de credit, la altele nu au și depozite. Deci lucrurile n-ar trebui să le privim din punctul ăsta de vedere unilateral. Și că se va ajunge ca niciodată niciun creditor popritor să nu-și satisfacă o creanță din cauza existenței creditului. Cred că e prea mult. Mai era o întrebare, știu, cineva se înscrisese, da, acolo, în sală. Avem microfonul? Scuze. Vreau să adresez o întrebare în ceea ce privește situația în care un debitor poprit vine și depune în bancă, da? Deci banca are calitate de terț poprit, vine și depune soluția în contestație la executare prin care instanța anulează actele de executare. Care considerați că ar trebui să fie conduita terțului în această situație, având în vedere prevederile articolului 794? Păi, din practică pot să vă spun că am sesizat unanim conduita terțului ca fiind aceea de a solicita o adresă de la executorul judecătoresc de desființare a popririi. Altfel, dacă, să zicem așa, intim ar avea convingerea că această suspendare duce și la desființarea de drept, ar avea posibilitatea să-și asume răspunderea în sensul disponibilizării conturilor debitorului. Însă, din este practică, se solicită executorului o adresă de desființare a popririi. Da, eu... Era de anulare sau de suspendare? De anulare. Actelor de executare, pentru că ne putem trezi în situația în care apelul este admis. Indiferent ulterior. De situație, am observat că terții popriți este normal, zic eu, de altfel, să solicite executorului instrumentator o adresă prin care se dispune într-un sens sau altul, funcție de cum crede executorul. Deci conduita terțului
ar fi aceea de a se adresa executorului judecătoresc? Da. Da. Nu, n-ar fi obligația debitorului de a solicita adresarea. Da, eu știu că pornirea oricărui debitor diligent din țara asta este ca momentul în care își obține hotărârea, mai ales nedefinitivă, de admiterea contestației, este să se ducă la ghișeul băncii și să ceară ridicarea popririi de pe conturi. Dar eu nu aș sfătui niciun terț poprit să porceadă în acest sens, mai ales că ultima dată când am verificat, terțul poprit este doar un... o altă persoană chemată să participe la executarea silită. Singurii care pot dispune măsuri cu privire la actele de executare sunt executorul judecătoresc și instanța de executare. Prin urmare, în lipsa unor dispoziții exprese ale oricăreia dintre aceste instituții, terțul poprit, din punctul meu de vedere, nu poate decât procedura să-și refuze politicos clientul. Până la noi dispoziții, da? Okay. Acum am eu o întrebare, nici măcar în situația... Sau poartă ștampila, poate purta ștampila de definitivă prin apelare, vine debitorul și e adevărat că faci mai mult efort, adică presupune mai mult efort, dar poți verifica și poți vedea dacă hotărârea respectivă este definitivă și practic dacă poți să dai curs cererii terțului poprit de a ridica... Debitorului de a ridica poprirea. Pentru că oricum există... Da, eu mă refeream strict la dispoziția textului de lege. 794 alin 1 spune foarte clar că la solicitarea debitorului sau din oficiu executorul procedează la înștiințarea terțului poprit cu privire la ridicare. Deci am o dispoziție clară care îmi indică momentul la care eu, terț poprit, ar trebui să procedez la ridicarea popririi. Da, iar pe de altă parte, 720 aliniatul 5... zice că dacă contestația este admisă, executorul judecătoresc este obligat să se conformeze măsurilor luate sau dispuse de instanță. Exact, pentru că îi se comunică deci soluția. Deci nu avem tertium non datur. Deci... Nu. De către cine vi s-a răspuns? De către executor? Asta e problema executorului. Da, este tocmai discuția pe care o antama doamna executor, în sensul că ce face executorul în cele două situații posibile, fie în primă instanță admisă contestația și ulterior respinsă, fie... Da, până la urmă problema este, înțeleg că executorul oricum este obligat, dar are obligație să ridice, pentru că este o hotărâre judecătorească și atunci, exact, nu asta este problema. Problema este, aștept adresa executorului judecătoresc, dar ce fac eu ca și terț poprit în continuare? Păi da, mai, apropo de indisponibilizare, apropo de executare, de când încetează obligația mea? Că asta este de fapt problema. Eu mă raportez la hotărârea judecătorească sau mă raportez la adresa executorului judecătoresc? Cred că aici trebuie intervine și diligența debitorului care, iată, are o desființare a procedurii de executare, mă rog, a măsurii de executare, de a fi foarte, să zic așa, rapid în a aduce la cunoștință executorului, de a prelua adresele de la executor. De acord cu dumneavoastră, însă rămâne aceeași problemă, pentru că după, în intervalul de timp, poate să dureze o zi, două, trei, în contul respectiv poate să intre exact în zilele astea niște sume foarte mari de bani, da? Și atunci întrebarea este, eu terț poprit, ce fac? Consider că este contul liber din momentul în care am hotărârea judecătorească și este clar că este o hotărâre judecătorească, sau îi spun clientului, nu știi ceva, nu facem azi, nu facem nicio plată, nu facem nici mâine, stai că vine executorul și ne emite adresa. Cred că este o problemă. Cred că este o problemă aici. Poate și mie mi se pare că ne putem raporta la hotărârea judecătorească în condițiile în care este clară și în condițiile în care nu mai am obligația de terț poprit, adresa executorului judecătoresc este necesară, evident, din punctul de vedere al procedurii executării silite, pentru că trebuie să închid cercul. Și în baza hotărârii judecătorești trebuie să iau măsura ca și executor judecătoresc și să ridic poprirea, să închid dosarul și așa mai departe. Dar cred că ar fi exagerat ca după
hotărârea judecătorească, de exemplu, definitivă, să-i spun ca și terț poprit clientului, știi, nu, mâine nu faci plățile, pentru că trebuie să vină adresa executorului judecătoresc. Mă gândesc pe o interpretare rațională și normală a normelor. Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră că terțul poprit poate proceda în acest sens, însă evident își asumă un risc. Păi ceri să mai îmi asum, dacă s-a admis contestația la executare sau desfințat actele de executare. Păi tocmai asta urma să vă întreb. Asta întreb, ce risc? Păi, uite, de exemplu, primul risc pe care îl pot concepe este chiar conținutul, mă rog, evaluarea conținutului hotărârii judecătorești pe baza căreia dumneavoastră considerați că se poate proceda în acest sens. Și de ce spun asta? Putem să avem contestație la executare respinsă în primă instanță, apel admis schimbat în tot în sens, sau schimbat în parte, în sensul că admite contestația, anulează în parte actele de executare silită, hotărârea judecătorească nu se motivează, preț de 2 ani jumate, iar clientul vine, debitorul vine la bancă cu extrasul de pe portal, în care spune fix așa, minuta fiind rezultatul foarte prescurtat al deliberării, la unele completuri chiar foarte prescurtat. În sensul că admite apelul, schimbă în parte sau schimbă în tot, în sensul că admite în parte contestația, anulează actele de executare, punct. Și dumneavoastră puteți să vă aflați în situația în care să nu știți dacă în realitate instanța s-a pronunțat cu privire la suma respectivă, dacă s-a pronunțat cu privire la actele de poprire, de executare prin poprire, sau au avut în vedere alte chestiuni pe care executorul judecătoresc ar trebui să le remedieze. De asta zic că o soluție de principiu e greu de dat. Asta este o altă ipoteză față de ceea ce, cea discutată. Da? Noi am luat ipoteza în care am hotărâre judecătorească și executorul judecătoresc trebuie să emită adresa de ridicare, cum se zice în practică, a popririi sau de desfințare a popririi. Bun, asta este o altă ipoteză și, într-adevăr, terțul poprit trebuie să evalueze de la caz la caz și să vadă care este situația și ce riscuri își asumă. Dacă se pune problema, dacă, de exemplu, am o anulare doar parțială a unor acte de executare, anticipez, se vede că va continua executarea în alte limite, se vor reface anumite acte de executare, este altă chestiune. Dar strict pe această ipoteză, când într-adevăr ceea ce mai am de făcut este să ridic sau să desfințez poprirea, mi se pare că riscul ar fi minim și n-aș face decât să-i creez o dificultate suplimentară. Da, tocmai asta e, că mi se pare o chestiune de evaluare. De ce de la caz la caz? Din partea instituției bancare, da. Cu riscul de a deveni, adică nici măcar nu-i risc, cu cerința de a deveni antipatic, o să dau cuvântul unei ultime întrebări, pentru că s-a înscris în sală cel care dorește să o pună. O anunț acum că e ultima întrebare, pentru că urmează dezbaterea tot aici și nu putem, ar fi frumos să facem un duplex, să continue și asta, să facem dezbaterea, din păcate nu se poate, așa că o să vă rog, pentru că v-ați înscris. Bună seara, întrebarea ar trebui să fie simplă față de cele discutate până acum. În concret, în măsura în care se achită integral creanța, mai trebuie terțul poprit să aștepte încheierea executorului pentru desfințarea popririi? Se înființează poprire și se achită creanța conform adresei de înființare a popririi. Dumneavoastră puneți problema în sensul terțul poprit peste limita sumei precizată în adresa de poprire ar mai trebui sau nu să mențină contul poprit? Da, mai poate să disponibilizeze sumele sau este obligat să mențină până vine încheierea de la executor. Ați întrebat, terțul poprit a aflat sau chiar debitorii face demonstrații că el a plătit din alte surse. Nu, plătește chiar terțul. În mod normal ar trebui să poată disponibiliza. Bun, întrebarea se continuă, evident. Și în măsura în care a făcut aceste demersuri și a disponibilizat sumele, iar după un an de zile vine o nouă încheiere de la executor pe același dosar de executare, eventual fără încheiere de suplimentare sume în spate, în care îi spune pe dosarul de executare, vă rog indisponibiliza și consemnați următoarea sumă executorului. Ce ar trebui să facă terțul în această situație? Că el n-a avut încheiere de încetare a executării silite în dosar. După un an de zile a venit o nouă încheiere, se cere o sumă, e adevărat, semnificativ mai mică. Probabil că sunt cheltuieli suplimentare, dar nu are nici măcar încheierea în spate ca să poată evalua.
Mulțumesc. Păi se conformează. Cam asta este singurul răspuns pe care vi-l pot da. Știu, cam, cred că-mi imaginez care este situația la care vă referiți. Cred că am avut nenumărate situații de urmărire în baza unui debit inițial calculat de creditor plus accesorii. Se face poprire, merge poprirea hăt câțiva ani buni, se acoperă suma respectivă. După vreun an se trezește din nou creditorul că între timp mai curs niște accesorii și... Da. Exact, de nu se închide dosarul de executare, creditorul se trezește că mai vrea, că între timp au mai curs dobânzi și așa mai departe, plus niște cheltuieli de executare suplimentare. Executorul emite o nouă adresă, practic, de înființare a popririi cu privire la aceleași sume, bănuiesc că de regulă e vorba de cardul de salariu, așa, da. Și se continuă cu poprirea. Din punctul meu de vedere, terțul poprit nu are ce să facă decât să se conformeze. Poate să solicite lămuriri cu privire la sume, poate cere o încheiere de suplimentare, eventual la presiunile debitorului, evident. Nu, riscați o validare de poprire. Ok, mulțumesc. Adică mai degrabă aș instructa, mai degrabă aș instructa debitorul nemulțumit să se adreseze el executorului sau eventual să formuleze contestație la executare, decât să încerce prin intermediul dumneavoastră să presioneze un astfel de răspuns. Până la urmă, căile legale acestea sunt pentru el. Din păcate, trebuie să terminăm aici. Senzația mea e că a durat mult, de fapt, a durat puțin, că terminăm cam abrupt. Ar fi trebuit să începem de dimineață, asta e. Mulțumim foarte mult speakerilor și din primul panel și din panelul al doilea și dumneavoastră pentru că ați rămas în sală și ați urmărit și ați pus întrebări și ați fost și intervenienți, ați fost și urmăritori. Repet, nu mai trebuie popriți să nu fiți. Avem material pentru propunerea de modificare a codului de procedură civilă. Rămâne să ne decidem dacă o facem sau dacă nu cumva, având o reglementare deficitară, trebuie să încercăm cu dinții să o apărăm, pentru că riscăm în urma modificărilor să o avem și mai deficitar. Trebuie să facem modificarea, cel puțin în ceea ce privește suspendarea și efectul acesteia. Și mai ales pe contul bancar. Asta e regulă. E clar. Și fără cheltuieli de executare. Mulțumim foarte mult. Seară bună.